Am făcut mai multe, să ieși tu bine. Bun, pot să vin și eu la... E, da, tu. Păscă, Gata, zice zice lumea că suntem on. Suntem on la podcast lumea. cu mine, care întrerup oamenii și am venit să mă răzbun. Am venit <laughs> eu să <te> întrerup <laughs> tine, asta. Da, întrerupe-mă cât vrei. El este Traian Codruț Arsenescu pe numele lui din Buletin. Sper că nu trebuie să dau niciun porc. Nu mă, nu stai cu CNP-ul. Nu, dar am nimerit, nu? Da, cum? Bine, eu stau dacă prost. și eu zice spoiler. <laughs> Stau prost de. cu reținutul de nume, dar am fost la el la podcast și am vorbit. De. Cum se numește podcastul? am vorba. vorba. Și nu ne-au ajuns am șicană, două și jumătate. Nu au ajuns ore și jumătate, așa că l-am chemat și în partea asta, ca să mai facem o oră, o oră, și jumătate. Ce trebuie să știți voi despre Codruț este că el este copilot în campionatul național de raliuri. Merge și pe ți -a un -a meu. Și mi-a dat combinezonul lui și am arătat cum trebuie să arate combinezonul la pe un om. Pe un om normal, da. <laughs> am mi-a dat un pic. Așa? <laughs> Uh, când am fost la raliul Argeșului... Marius! Uh, a, așa... Deci el merge... și învelopă acum... Da, știu. Voi, adică... Dar noi avem podcast de făcut aici. Deci, ah, uh, deci uh, omul merge în campionatul național de raliuri de câți ani? Ca și trei 23 de primăveri. Ca să știu... Voi, mai de mai precis... Aia, de și întrebat. <laughs> <laughs> Știi ce zic? Era... <laughs> Era de menționat. Da. Mergeți de când, știu eu, raliu? Uh, Da. Dar nu? și de când îl știu eu, da. tot de atunci. De la ce vârstă ai început? Băi, trebuie să fac un calcul, că sunt ramolit. Da, cred, nici eu nu pot cu astea, dar noși, noși, o să-mi zici șapte, așa. 7, 20 și un pic, nu? Dacă da, 20 nu așa. ceva de ani. 20 și un pic de primul. Rând. Când de credeai că... Nu a fost vina mea, ți-o spun sincer acum, okay. că suntem la ora adevărului. Dacă nu era tâmpitul ăla de Răzvan, Criză, Trișnevski, fratele da, meu, da. nu cred că ajungeam în nicio mașină. Okay. Dintr-un motiv foarte simplu, chiar dacă mă uitam la curse, chiar dacă eram împătimit, chiar dacă aveam și o mașinuță pe care o zăpăceam cât putem și îi rupeam fâșul că de trebuia, încercam din răsputeri să mă țin departe de, de fenomenul, așa cum ai spus și tu, bă, scump, da. bă, da. nu da. e. Frum. Foarte scump, da, foarte bă, scump. Da, am avut ocazia să să știu că Răzvan făcea Dacia aia minune, știi că a fost ultima Neagră. Dacia din, da, a fost ultima dace din Să rămână trăiți, domnul Cabral, un nou, <laughs> cu valoare, cum... o capacitate. Ceva, like. da, nu așa, Și nu era așa de verde, era neagră Dacia băi și o făceam în fața blocului. Adică, mă rog, eu l-ajutam. Cam încet sunetul. Se poate sunetul mai tare, Mario, zic cu oamenii că e sunetul Vrei încet la podcast. Mai nu, sau? nu, 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 nu. O fim încet. Nu, dacă oamenii zic că e încet, îl dăm mai tare, da. nu-i problem. Da. Bun, nu era Așa, șet, da, Zic mă rog. cu Dacia. Așa, și el o făcea în fața blocului. Băi, sunt niște istorii nebune și gândește că omul ăla de singur motor jos cu o mașină. Îl demonta, îl, îl urca la etajul 8, îl repara, pac frumos, în pe el în păi ce vrei mă, blociști, da. ai ce să faci, 13 da. septembrie, jos sexy club, sexy club lângă mașina. Îți Corect, sexy. pe n-aveți. Și mă am dat, zice, bă, dar eu n-am copilot, ce n-ai mă? Copilot. Păi și tu te la magazin, ia de acolo, ce trebuie? Nu mă, că trebuie să mergi tu cu mine, mergem la Ștefan Vasile, ne învață el frumos, nu nicio problemă. Ștefan face... Vasile, Ștefan Vasile, din, din, informațiile mele, era singura școală de pilotaj de pe vremea, corect? Băi, Erau? da, era singura școală de pilotaj autorizată, se făcea Eu, la, trebuie să-mi aduc aminte, unde? Un câmp, dai da, într un câmp, îți dai da, Ne-am dus cu golful meu roșu. Și asta zice, băi, stai un pic, m-am gândit eu mai bine, nu vrei să mă să faci școala de pilotaj? Ca, hai, mă, du-te de aici cu școala. Hai, mă, și tu pe acolo, nu fi prost. Și m-am urcat, m-am dat și eu pe acolo, pe Macadam, mă, n-am înțeles că am văzut că e soare frumos, anii, a nins, a plouat, auzi ceva? Ia, hai să vă cum cu caietul. Și am avut ocazia extraordinară, că asta am, am povestit și în podcasturile mele, și cu Ștefan Vasile, și cu, cu, Silviu Moraru, doi oameni extraordinari. Și Silviu Moraru mi-a zis, băi, fii atent, în mașină e unul cu sapa și unul cu mapa. Ai e unul care dă din ghidon și ala care e intelectualul grupului. Zic, hai mă, încetează, asta deja e răutate dacă acum, nu se să pune până aici. Nu e mă, crede mă. Fii atent că tu poți să influențezi totul. Băi, ce să influențezi mai nebuni? Băi, fii atent, în tonalitate de aia, de aia, de aia, poți să faci o grămadă de chestii mișto. Oamenii nu înțeleg că în, în raliuri sunt, sunt, sunt doi într-o mașină. Și în afară de aia doi proști ce se agită în mașină ca niște tembel, mai sunt încă vreo 4-5 oameni în spate care muncesc la mașina ca demenți. La vremea eram tot noi doi. Adică imaginează vă la primul rău, Eu am plecat cu lada de spune în porbagaj cu un auxiliar. O să povestesc în podcast cu Răzvan și chestia asta. Bă, mor de râs, o să cau. Nu avem poze, că nu erau smartphone o să ne facem sef și atât. Bine, dar, băi, în nebunești. imaginează că noi ne-am ne gândit că plecăm noaptea la Timișoara. Primul rău. Băi, plecăm noaptea pe la 1, așa frumos. Ne -o luăm ușor pe, pe, luică și ne tot ducem. Unde că la ora 12 dai să telefoane din toate încheieturile, urlau fixurile, băi, ce faci, dormi nu? Păi hai mă, să mergem, păi și cum plecăm? Uite și -a, bine, ai pus eșapamentul. E pus. Deci, Dar nu știi despre ce eșapament vorbim. Era un eșapament suplimentar, prins de bară, omule. De deci, ce? Pentru că nouă ne era jenă să mergem pe la Craiova pe peste tot și nu care cumva oamenii e să se... Voi, mă duc, voi vă duceați cu mașina de curse pe roți? De la București la, Bucure, la, la Timișoara. Pe roți? Da, păi cum altfel? Stai Ma. și cu aia făceam și recunoașterile. Mamă, mamă. Știi? Mamă, mamo, mamo, La ăla, pe ultima probă specială, o probă în coborâre, nu mai amintesc cum să nu mai poți mă piși cu ceară. Am avut și la timp la general. ăla de mașină. Noi debutanți, zăzi. Bă, a fost o experiență fenomenală. Acum, o chestie de genul ăsta nu mai poți să o trăiești, din nenumărate motive. Mașina aia nu era sigură, în primul rând. Să ne da, înțelegi, da, Exact da, da cum da, povestești da. tu cu Ford-ul tău, bă, era făcută din nimic păcinstite. Era inconștient, să era... mă, era vârsta. Bă, demență. Era vârsta bă, de, de așa demență. natură, da. Hai, ce să fac? Da. Acum mai, mai puneți mă urc să-și două șpițuri în aia, deși infutute, bă, băiatul. Eu cu te cred, așa este, da. Dar da. oamenii ăștia mai au și ei mâna de acolo? Nu. Bine, ca să fiți jure, venit să vă bă, ăștia chiar stau cu mine acolo. Da, stau. Chiar Bă, Chiar stau da, cu... Asta voi două seturi de gume, am, am frumos. Am da, dat, dacă erau și pe criza asta, dacă erau și de competiții, pune Bă, și tu mâna. Nu și la băiță vreo și un să 18, știi ce zic? Păi vorbești cu el și poate bine, face un preț uh, bun. Dar, deci v-ați dat cu Dacia 1310 patru da. 4 uși, nici măcar sport, la curse, da? Da, da, da cu taxiul cât, negru. Cât timp? Băi, eu cu Răzvan am dat două curse. Prima la Timișoara și cea de-a doua la Cluj, pe Macadam. La vremea respectivă nu exista să fie campionatul împărțit în două. Pe tape de asfalt, pauză frumos, civilizat, eleganță, mergem la mare, mergem la soare, nu. Zbanc, un asfalt, un Macadam, un asfalt. Mașina aia ca. îți dai seama, avea suspensie la vremea aia și de asfalt și de Macadam. Aia, ce suspensie, hai noroc făcută la Vasile, te pup, la revedere. Și ne-am procopsit cu nu aveam cum de Macadam, să ne înțelegem. Nu știu dacă și amintești cei ce ne urmăresc de Victoria Florești. Nu erau cred că și amintește anvelori, nimeni, de Am spus erau de late, cred că erau 155, ceva de genul. avea ele, da, ce 155. Așa, okay. Tu și ai mai tare lângă ele, zburau din toate încheieturile, că adică nu am nicio treabă. Le primisem pomană, că am și Poreclis, Victoria Florești de pomană, model proaspăt. A avut vreo 10 ani, îți dai seama. De pe la neafane. Bă, și am plecat Ma. cu ele, Ma. cu acelea și anvelope, ne-am dus fain frumos să facem raliu de la Cluj. Îți dai seama că noi, debutanți, atunci am avut noroc să facem o jumătate de raliu. A fost o chestie foarte mișto spanac, nu te ducei să te târii până tot raliu, oricum la final, clar. Și sus la observator, la un moment dat s-a auzit un tronc, plici, flăș, bum, hâți, mârți. ca hai mă las că merge, dă s-a și împilat un pic mașina așa, e dă-i Și iată, ne-am ajuns în și cum ne primăm noi prin serviciu pe acolo, pe la cetate, pe la cetate, nu, stâmpiță, pe la, cum se pe la catedrală. Nu da arunca Răzvan așa, un ochi critic. Ce bă, da, cred că lipsește ceva de la mașină. Hai mă, încetează, mă, ce să lipsească, mă, e bombă, e tunie, blană, n-ai treabă. Bă, lipsește ceva că să vede uh, sonda de ulei. Cine? Sonda de ulei. Și zice că ar fi trebuit să fie acolo și un scut. Hă mă, las, mă, e în alea ce s-a auzit. mai e nimic, ești nebun? Nu era nimic, plecat Ed în serviciu să caute bolul pentru noi, care am singura Dacia, s-au dus, bă, să demonteze scutul pe o altă mașină. Evident că n-au găsit. Ca au făcut, normal, că nu era o Dacia cu scut. Nu știu dacă mai ținute scutul de 1300, era da, 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 o chestia, metalică, da. cu trei găuri în față, era sfântă, era Dumnezeu. Eu, când, da, eu, 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 eu când desenam mașini și era mic, găurile alea pentru mine eu reprezentau Dumnezeu. foarte mult. Adică Băi, da, pentru mine de era o aerisire 13. acolo, o gândită, o... Băi, adu-ți ră... aminte la 1300, era făcut cum era făcut bordul. Bine, era de la Renault 12, clar. Renault 12, gordinii, frumos, eleganță altă. Păi, erau mașini fel făcute și Fordul al tău ce l-ai avut. avea un kilcoșios. Da, Acum apăr toate sunt la fel, tablete, mablete, erau, da. morlete și aia. Da. Ne scrie, scrie În... cititorii? da, putem să venim la susținere. Cum îl cheamă pe invitat? Nu era când am început. Traian Codruț cu pe numele lui. Deci, da. De numele normal. Da. Da, uh, pe bun. Și cum ați ajuns la Evo? de la Dacia 1310. Băi, cu Evo a fost o poveste foarte interesantă. Răzvan la un dat, a luat și o pauză competițională. Eu între timp am alergat cu robot cu Cătălin Cizmaru. Am ieșit vice-campion național la N1.6, am ieșit campion național în 2000 cu Dodo goi la Cupa K. Atunci a fost și prima prezență la o competiție internațională. Bine, mai era raliu României, dar competiție internațională adevărat a fost raliul Bulgariei. Băi, imaginează că a fost un raliu cu 1000 de kilometri. Adică mergeai până ți expira buletinul. Acolo am avut și o fază foarte mișto, am povestit-o într-un într podcast tare de tot. Ne-au furat mașina de asistență. Mamă. Da, mă, frumos, Bulgaria pe original, cum era pe vechi. Bine, nu știu și acum cum o fi, că nu aș avea să văd mașina. Mamă. Da, mă, și noi am făcut o traliu atunci pe un singur să de gume. Nu știu, poate cineva își mai amintește de marca Colway. Colway. Da, mă, erau niște, imaginează-ți niște pingele, practic plasticul ăsta, dar cu niște rizuri așa, știți? dacă au ținut o mie de kilometri de nu pot să-ți rezi. Și mă rog, eu am tot alergat și cu, am alergat cu robot la echipa BKP și cu Mitsubishi cu Evo 5 și la un moment dat a trebuit să iau și eu o pauză competițională pentru că job, pentru că pentru viață. Că, pentru, pentru că, că, că viață. Știi da. bine cum e. Și la un moment dat Răzvan a s-a pupăzat și a zis, Bă, eu vreau un Evo. Bă. Și și-a luat Evo ăsta, care a luat de la Alin Mărginean. Mașina făcută de Ghetmo. Nu e o jucărie. Mașina este o la vremea ei era cam topuleț pe acolo, știi? Și între timp a început să bage bani, cu tia de viteză nu era chiar ce trebuia. Mă rog, e o mașină foarte costisitoare, să ne înțelegem. Care Mașinile din curte sunt, adică... Na. Păi da, Evo cu precădere în momentul ăsta a devenit o mașină foarte scumpă, dintr-un motiv foarte simplu. Nu mai sunt piese de schimb. Punct, la revedere, pa. Și din păcate este last beast on earth. Ăsta este adevărul. Ea și cu Subaru sunt ultimele da. piese din... Acum sunt toate unul, și să nu mă mai contează. Adică... Corect. Sunt mult mai puternice, mult mai performante. r 5 nu se da. compară cu nimic, da. fără discuție. Da. Bă, dar erau 2 litri, bă, băiatul. Da. Și sunt, 2 litri cu turbo. Mă, când se umflă turboiul ăla, mă-l simți aici, în eșapament, știi ce zic? Da. Adică ai trecut până de astea. Uh, bun. Uh, cât costă o etapă de raliu? Pentru etapă voi cu eu... Evo, în care voi nu mergeți la rupere. Băi, știi cum e asta cu nu mergi la bătaie? E un fel de... Mă duc la gagici ca să le iubesc, dar mă gândesc dacă nu le mai iubești, știi? Adică nu prea există noțiunea asta, nu prea merge. Cumva ți o rezervă în plus, dar tu tot vrei să fii acolo, știi? Adică tot vrei să performezi, tot vrei să te... Că până la urmă de te duci. Hai să fim serios și la cursele de drag. Dacă te nu poți să tu. la o cursă de drag, băi, eu iau start-up, știi, bă, câștig bine, nu câștig bine. Nu e chiar așa. Da. Încerci cumva să mergi mai protectiv. Ei, și... O etapă e în jur de vreo 5-6 de euro fără emoții, în care, atenție, nu includ, nu includ reviziile complete ce ar trebui făcute, să ne înțelegem. Ai văzut bine ce înseamnă o mașină de curse în da. toate variantele ei. Ai văzut R5, ai văzut mașini de grupa Evo și Subaru. Dădeai la mine în podcast, de exemplu Subaru ca mașina supremă, da? Ziceai că este etalon. Da, pentru mine la 5500, da, asta zic. Păi, și da. gândește că și Evo e tot pe acolo. Cea mai dorită mașină, sunt curios câți ar fi cumpărat mașina. Cea mai dorită mașină, nu înțeleg a, ce... Nu știu. Primul YouTube cu Daniel unde vorbește mai puțin decât invitatul, cel puțin până a, acum. A, ce bine îmi pare. <laughs> da, păi nu ziceți voi să las omul să vorbească, îl să adevărat. vorbească. Nu știu de ce zice lumea că tu vorbești nu. mult, că vorbești mult și nu vorbești mult și prost, vorbești mult și bine și asta e important. <laughs> se e mai important. duc și bateriile, are trei ore de live. Uh, da, se vorbea cât de important este anvelopele și că trebuie să alegem cu cap și acum se vorbește de... Ultimele plastice de anvelope. Da. Nu, nu, de ce considerați... e o confuzie, da. e o confuzie totală. Vorbeam despre niște anvelope din anii 2000 de competiție. Anvelopele da. din timpurile astea sunt cu totuși cu totul au, altceva. Nu în Nu înțeleg ideea, dar nu contează. No, mă rog, nu au fost atenți oamenii. De ce considerente prins? ați ținut când ați ales Evo și nu Subaru? Băi, că a fost unul simplu și obiectiv. Nu costuri. e boxer <laughs> și nu e boxer. Da, mă, și costuri. Da, costuri. Da, acum da, să ne înțelegem. Evo în Europa a fost mult mai bine reprezentat decât, decât VRX-ul STI. Eu am avut ocazia să mergi cu vrx este. STI. Băi, o mașină fenomenală. Are un cuplu, ea da. cu transpirații rici. Simți toată greutatea e lăsată. Băi, altceva, că știi cum e cu transmisia la Subaru, se tot laudă aici și e mm -hmm. adevărat. Da, 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 Fără da. Foarte adevărat, pentru da. de greutate, și după o mașină impecabilă, n-ai ce să mai... Mă... Dar bă, băiatule, că îmi bași mâna în buzunar da, da, da și simți cum te furnică pe coloana vertebrală și îți crește da, porcul. prețurile, pe prețurile centru, erau, te prețurile cam erau de... imense. E adevărat fiabilă, nimic de zis, că și Evo la vremea a fost foarte fiabilă. Întreabă un băiat aici: Care este, care este cursa pe care uh, cred, crezi tu că nu o vei uita niciodată? Bă, au fost mai multe. Și cea mai importantă, din punctul meu de vedere, este prima, cea de la Timișoara. Când am făcut acea ultimă probă specială cu răzvan, o, o să zici că e un clișeu, dar nu este. Bă, imaginează că eram într-o mașină, într-o dacie, 1310, Berlina, cu un rol bar sudat la mișto, e, e, crudul adevăr, pe niște anvelope de stradă, cu niște scaune de porșe cu găuri date în ele și cu niște centuri în trei puncte care te țineau mai mult sau mai puțin. A fost prima mea cursă. Nu mi-aduc aminte ce am dictat pe acea ultimă probă. Mi-aduc aminte doar atât, că la final, mă au fost multe, multe, momente hazli sau mai, sau mai puțin hazli, dar mi-aduc aminte că am ajuns în centrul Timișoarei și ne-am dus să ne uităm pe timp. Și când am văzut pe ultima probă, că suntem pe obla general și Horațiu Ionescu Cristea, unul dintre dumnezeii da. motorsportului din da. țara asta. Era în spatele nostru, eu ne știm că la are o defecțiune tehnică și credem mă, mă durea fix în cot. Putea să vină cu mașina împrăștiată, eu îl bătuse. Pentru mine a fost o chestie. Băi, te rog frumos mă, mă crezi, am simțit cum pleacă carnea după mine, mă transpun și zic, Doamne, de ce cine sunt eu pe lumea asta? Al doilea raliu a fost cel de la, uh, cel din Bulgaria. Știi că mă român, mă uitam și eu pe la sport nu mă uitam la fotbal, că n-am înțeles fotbal niciodată, nu-mi place. Bine, mint acum, dar asta e altă discuție. <laughs> ok. Dar chiar nu-mi place fotbal. <laughs> <laughs> și mă gândesc, bă, oare ce ori simți oamenii ăia când le cântă imnul? Uh -huh. Bă, și știi sentimentul ăla? Bine, poate pare un pic perimat și mult să, să le în derâdere așa. E, bă, nu hai contează, mă, ne lași da. Cu imnul da, tână. da, da, nu contează. Bă, dacă când ești așezat într-un careu de ăsta mare și vine da. ministru în Bulgaria, șeful federației era ministrul transporturilor. Ok? Mă când apărea ăla cu 3-4 badigari după el, băi, că dau toți ca muștele, să dau deoparte. De e de că un pic cu amețea așa. Dar când am început, și început să cânte nu și să ne strige pe nume pe acolo și toate chestiile astea, îți dai seama că ne-am ne calmat. Ce-am mai cedat vreunul? Nu cred. Nu, zic băieți, aici, atenție la băiatul cu hanoracul albastru, tot mișcă mâna. Are voie să miște mâna, n-are voie să o ridice de pe mașină nu a de... mișcat omul l-am urmărit, e la milimetru. nu e băiatul care ți-a dat să mănânci? Uh, nu, e mai în spate băiatul mai care mi-a dat să mănânc. Da, Da, -am. dacă voi vedeți pe cineva aici, puteți să comentați în live și verificăm. Da. Cât de accesibil este astăzi pentru un om care se intre în motorsport? Băi, o să râs, de da, față de anii 99-2000, da. acum este mai accesibil. Ok, și o să țin și acum costurile incipiente. Știu că e o oră târzie, dar cum am mai sâmbătă seara, eu voi faceți cea, un eveniment șapte fenomenal. Șapte. de oameni care ascultă, deci zic. probabil eu că e interesant pentru un... ei. Vreau să spun și chestia asta și uite cum am luat cu vorba, am dus pe o miriște. În primul rând faceți un eveniment absolut fenomen. Jur, deci nu-i fenomen, e fenomen. Deci e, da. e, e, genial. Vreau eu mașina asta. <laughs> Fordul ăsta mă îndă o Fordul ăsta Fordul ăsta îl vreau eu. Am auzit că i a fost un an bun pentru ele. Da, <laughs> bine, da. Erau niște bucșete. Se făceau bine. Bun, așa hai, să hai o luăm, Deci, da. motorsport poți să faci în mai multe variante. Prima și cea mai simplă este kartingul. Așa este. Teoretic simplă, pentru că practic îți trebuie un antrenament fizic zdravăn. Adică nu, te, nu, ne putem urca niciunul dintre noi într-un cart acum din a mai zdravă și să avem pretenția că ne dăm pe la adâncata și că terminăm trei tururi. Îți garantez că nu le terminăm. Termin. Ne, ne dăm jos din, din cart. Ne-au bătut aia pe aici, ne-au spart. se ridică mâinile da. așa. Vineți. Și dansăm. Ce s-a întâmplat? Cineva zice că cineva din spate și-a pus un șervețel ca să mănânce cu, cu a doua mână pe mașină. Și ce dacă? ce mănânc. Întreabă dacă se recunoaște. adică cu a doua? A avut mâna pe mașină tot timpul? Au până mâna, mâna, vă certați voi, nu să mi și un pop de Ia-ți, ia-ți, Da, te rog, A, da, da. Te rog, -a bun fără zahăr, căci e ținută, știi ce zici? Da, zic? de, deci nu e o problemă că și-a pus ambele mâini. Problema era dacă ridica ambele mâini, știi? Deci eu nu am nicio problemă cu asta. Că și-a pus șervețelul omul să nu-și murdărească mașina. Bun. Da, Bă, atâta, hey, așa, bun, deci știam că prima, prima da. e cartul. Acum mai sunt niște campionate uh, ce s-au născut, foarte mișto, îndemânare, etc. La îndemânare te duci cu propria mașină, nu bag mâna în foc, dar aș putea chiar să-mi bag tot trupul firaf fir și în foc, că nu ai nevoie de roll bar. La ce La îndemânare, da, Nai, nai, nai. Sunt... un prim pas către motorsport. Corect, corect. După care, Pui niște bani deoparte, găsești pe cineva care e dispus să te susțină, vreun văr, vreun frate, vreun prieten, vreun irrelevant. Aici, da, zi și, zi, zi, și găsești o variantă financiară simplă numită Sandero. George Grigorescu organizează această cupă. Prima, prima cupă a fost cupa Dacia Logan. Bă, nu un Logan de taxi. Bă, și-l făceai în mașină de curse. Da. După specificațiile am spusă, am avut ocazia să mă plim cu un Logan de VTM, să zicem, așa, da. și mi s-a părut foarte. Nu mergea? Tare. Ba da, ai dus-o da. dus în 90% în putere ei? Nu. nu, dar avut? Am mers un pic, așa, prin oraș, niște nu viraje, mergem. și mi s-a părut că mașina îți oferă senzație. Adică. Dar te uita din ce îți dă senzațiile? Din suspensii, din, din scaun, despre din volan, discutăm. din faptul că e toată din mașina din golită din și simți toate discutăm. pietrele pe de sub și troncăm. Asta zic. Uh, da, uh, oamenii și și noi făceam greșeala când eram puști să Așa. mergem, ți-am zis, știi, la curse și să zicem, iau te l pe ăla cum uh, Trece, că noi trecem de trei ori mai tare Și așa că știi că întotdeauna de afară da. ți se pare că o, mașinile o, merg mult mai încet sunteți, Băi, cred că o să cad după scaunul ăsta E așa. posibil, dar da. asta nu e asta și vrem bine, o Să nu cadă scaunul ăsta <laughs> da, Noi asta și vrem ca să fie live da, mai palpitan și, și noi comentam tot timpul că domne, uite, eu dacă aș merge, trec mai tare ca da, ăla stăm, Domne, uite și pe ăla Se dă cu Dacia, mai bine nu mă dau Adică erau niște discuții așa Pur puerile pe care noi nu le înțelegeam la vârsta respectivă și cum probabil nu le înțeleg nici copiii din ziua de astăzi, care Auzi, au 17, dat, 18, 19. Ai dat la mine la podcast un exemplu fenomenal. Și ai arătat pata de contact a anvelopelor. Da, anvelopilor. Anvelopilor, da, 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 da. Ok, imaginează-ți că la curse e un pic mai dificil. Anvelopa aia trebuie să o aduci în temperatură. Da, 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 ca să facă treabă, da. Plânele, ca să-ți funcționeze. Iarăși. Le aduci în temperatură. Suspensia. Corect, ca să corect, 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 Trebuie corect. să fie în temperatură. Asta sunt lucruri pe care oamenii nu le băgă de seamă. Știi, ai, bine, mă aveinte, las, venit la să le bădă Bă, da. nu e așa. Nu e așa, Bă, da. sunt foarte multe chestii. Da. De asta spun că totul trebuie să înceapă dintr-un loc mic. Știi, e bine să evoluezi. Te-ai dus, fain frumos, te-ai dat și să continui. Să-i găsi mașina, te costă 8.000-10.000 de euro un Sandero de la de curse, hai noroc, la revedere, începe distracția cu ce te dai și unde te dai. Mm O -hmm. să te dai în primul an la VTM, că e cel mai simplu, la Coastă 2, da? la da. un campionatul național de coastă 2. Bun, ok, ce trebuie? Îți trebuie un scaun cu omologare, trebuie centuri cu omologare, trebuie echipament cu omologare, o cască cu omologare și când spun echipament mă refer și la centuri. Un și combinezon de combinator. combinezon Zon. de la vreo 400-500 de euro. Găsești poate și mai ieftin pe la vreo ofertă pe la o chestie de genul ăsta. O cască tot vreo 300 400 de euro. Un hansie și la vreo 200 de euro. Centurile mai sunt și la vreo câteva 100 de euro. Te-ai dus în 2500 de euro elegant în start. Echipament. Că mai trebuie și chiloții aia de de sub antitranspirate în care da. ai transpirat, te-au găsit da. în primele 10 secunde. Știi, aici dăm voie să fac o paranteză, că vezi că poți vorbesc mai mult ca tine. Bravo! la <laughs> un uh, <laughs> dat, nu mai știu cine râde atunci, nu știu că, mă, de, de dracu, stați mă cu izmea, aia bă, băi, a ta, că vă e cald. Mă, ca și l-am îmbrăcat cu alea. Și i-am trăit combine zonul cu ele, erau afară, 30 de grade. Și era un pic de umezeală, că de-abia ploasă. Știi cât a rezistat 5 minute. Și după ani și ani, la un moment dat, la o, la o intervenție în asta tot așa în social media, Mihaela Beldie, unul dintre cei mai mari copiloți ai României, un personaj în adevăratul sens al cuvântului, tipa este, în primul rând, medic sportiv și este un om care a studiat până n a mai putut, un copilot de, de mare excepționalitate, copilotul Claudiu David. Mm -hmm. Da, bravo, bravo, da. bravo. A lergat destul de mult timp în bloc, în Campionat Mondial, Liga Campionilor, da? Bun. Și la un moment dat a spus o chestie foarte tare. Ce, băi, toți ne gândim că sportul trebuie să fie aerob sau anaerob, depinde. Dar nimeni nu se gândește că la motor sport, și o să râs, dar de câțiva ani a început să se gândească, mai există un factor pe care nu-l ia nimeni în calcul. Factorul dizolvării fizice, nu știu cum să-i spun acum. Adică, pur și simplu, te topești în tine. Știi? Te consumi în suc propriu. Da, te consum fizic în suc propriu, că transpir ca bou, stând în scaun la 40 de grade, și mașină sunt nu 60. Au aer condiționat, mașinile da, da, curte, da. Da. Nu, nu, nu. Și ai o amărtă de trapă de risc când sunt afară 40 de grade și înăuntru 60, să face turbiul te-ai răcorit, te-ai da, bagă 50. Da, exact. Se face un 50 de grade. Da, exact, acolo, da, acolo okay. un 50 amărâte cât să rezisti? Și îți trebuie o rezistență. Da, mi-intră mașini. Ai liniști când pe simți macadamelul. Ai auzit de ce vorbești prostii, că ai stat la circuit acolo până te-au găsit achițile și aveai macadam și în urechi, nu numai în dinți. Da, așa, și simt, așa. acasă. Și când îl simți da. acolo între dinți, n-ai un feeling de ăsta total diferit. Cum se compară România cu vecinii la capitolul echipe, concurențe, etc.? Echipe avem vreo două sau trei. Din punct de vedere material, sportiv, stăm foarte bine, din punctul meu de vedere, pentru că, sau pentru căci, din păcate, în țara noastră, treaba asta cu sponsorizarea nu este acolo unde ar trebui să fie. Guvernul nu... Păi nu, s-au făcut, făcut pași importanți. Zici? S-au făcut pași importanți, da. da. În primul rând, legea acum este mai ok. Bun, hai să vorbim despre asta. Că ai spus la început că, și am vrut să te întrerup, dar... Da, Experiență Nu, nu l-am mai întrerupt. <laughs> și am revenit acum. Că ai spus la început Așa. că își pot găsi parteneri care să-i susțină. Da. Își pot găsi parteneri prin companiile prietenilor care plătesc o taxă exact. la stat. Sunt și... acei 20% din impozit după profit care pot fi redirecționați. Ne caută cititorii? De chiar. Ce cred. De mașină. Ce vă trebuie? Cu cheie știe toată lumea, vorba. Aia trebuie să vină să mă mai și știi, <laughs> știi ce zic? Adică nu stau până mâine. Ah, ok, ok. Ăsta. Bun, e bine atunci. Așa, da. Așa, bun. Deci la materialul Da, da mă, deci de poți să concurs? găsești, poți să găsești, poți să găsești un partener. Da. Că e cârciuma de încolț, că e cine vrei tu. De exemplu, în Franța, sau în țările cu mai multă apă caldă, cum le spuneai tu, sau da. unde să dă ora exactă, da. sunt foarte multe competiții din astea mărunte. E, competițiile astea mărunte atrag după sine tot felul de parteneri din rândul producătorilor locali. For instance, Eram la la un raliu în Franța, dar nu mă întreba pe unde. Admirator, frenetic pe margine, nicio legătură. Păi trece unul cu, cu, o mașină, cu un saxo, de grupa A. Păi șmecherie, level 4322,1. Tare rău mașina, pe trei băiatul pe peste tot. Când l-am văzut, am cam strâns un pic așa de în pipoțel. Can... Bă, tari, tari, Bă, eu am că saxo merge tare oricum. Băi, am crezut că l pe gâtul. Nu era super 1600. Era un saxo de grupa A înțepenit și pe el scria pan de vale cote de nabulezic. Zic, opa, stai că asta că s-a lovit-o pe niște vinuri, pe niște treburi, e bine de tot. Plecăm de pe probă, trecem de parcul de service, n-am mai stat să ne uităm pe acolo, gură, cască, treulele, că erau oricum un milion de oameni, eu lipseam pe un milion. Mă, -și trecem pe fața unui fabrici de panificații. Era fix. Ce scria la băiat? Babă, curioasă, cum să i ia, stai să trec și eu pe aici. Bă, E cumva, mașina voastră e cum? E copilul pe care îl creștem noi. Înțelegi? Există țări în lumea asta unde sunt foarte multe facilități din astea fiscale, bune. Asta nu înseamnă că motor sportul trebuie să fie la care să primească toți banii din lume. Nu spun nu, chestia nu asta. Nu dar, la un moment dat, domnul ministru a spus o chestie fenomenală cu care sunt întru totul de acord. Noi facem o tâmpenie, Gândim că bugetele trebuie concepute și gândite după ce îți dă statul, ministerul. Uh -huh. Și federațiile trebuie să-și gândească bugetele după ce îți dă statul. E o eroare. E o eroare mare. În mod normal, 80% din bugetul unei federații sportive ar trebui să vină din zone private. Dar ca să poți să aduci acești parteneri, bă, trebuie lor să le dai niște facilități. Bă, nu merge chiar așa. Bă, ok, sunt acei 20% din impozitul pe profit, oamenii oricum îi dau la stat banii Ți dau ție. Dar pe de altă parte, la câte cazuri sociale sunt în țara asta, o să zici, are pauză, are pauză, are pauză. Ah, 5 minute. 5 minute la oră. Nu mă gândeam să iau loc. Cinci 5, 5 minute la oră, bă, da, e boierie să mergi. Da, e chiar e boierie. Sincer, am Da, autor. e boierie, e boierie. Bă, dacă plecați, vă bară, mă jur, sincer. Le-am auzit și ei că e boierie. Și că nu, puteam bă, mai rău. Da, da. Ce dacă să facem acum? Dacă cum? era un 5. Cinci... Dar nu schimb regulamentul cu 5 minute la 2 ore, atunci să vedem cine rezistă. Mai am niște pe mașină. <laughs> nu, nu merge. Deci, uh, spuneam că la noi se pot dona cei, nu știu, 2-5% pe profit, la 100, 20%, 20, 20 ceva nu, care, nu băgătă, oricum îi ceva. plătiți la stat, deci, da. oricum, voi, ca și companii, banii îi dați la stat, așa că, dacă aveți copii pe care vreți să-i ajutați, decât, decât să-i dați la stat, puteți să-i dați unui sportiv. De de orice, că banii de oricum îi dați, deci, oricum îi dați. Lege. Da? Da. oricum îi dați, așa mai bine dați un sportiv care își pune numele companiei da, cumva reprezintă sub o formă sau alta păi să, să zicem lucru. din asta îi dai unui puș care să dă la circuit da, cu o mașină de pe la Vili să duce la toate etapele da. de circuit mă să dă cu roțile în sus Da. nu pot să uit un lucru una dintre cele mai bine plătite reclame la un moment dat a fost în, de, în NASCAR nu mai mai numele pilotului poți să mă omori s-a pus pe o parte și Pă, de sub subtul de mașinii, de mașinii era numele. Încă n-am ajuns, dar știu, m-am gândit de mult ori la asta. M-am gândit de mult ori la asta. câte da? viuri a făcut în online și ce nebunie a fost. Și sponsorul era, cred că Budweiser, dacă nu mă înșel. Tare. Dacă nu mă înșel. Bine, chestie veche, nu, nu prea era social media, nu da. era la începuturi, da tare. Că ce tu de Mirc și alte. Mă ce bătrân sunt. Da, da, da. Mirc. Ferească Dumnezeu. Păi noi am prins fără internet. Da. Noi am prins da, viața fără blur, internet. Blur, blur, Eu am prins da. viața fără telefon mobil cu telefon 블�ur. fix. Și yeah. care nu era mișto. sunam, era bombă. Uh, sunam pe fix. Dacă... A, bă, nu era dacă... e... Bă, nu era mișto. Ca, ca orice lucru de avea avantaje și dezavantaje. Bă, mai aduc aminte că mi-am luat o mamă de bătaie pe chestia asta. No, e prima -a dată a -s când s -o ai, ai, ales dezavantajul. E prima dată când spun. M-a <gri> apucat pe mine mecanica pe la vreo 12 ani așa? și aveam o bormașină, vecinii mei, era pe timpul, era pe timpul lui Căsăpitu. Și eram singurul ce avea bormașină din cartier, era micul ăsta, mă-și fuc de niște boxe, hai la mine în, gara în garaj, să le montăm frumos pe spate, să duduie Dacia, să-i sară por bagajul în aer, da, să moară Romeo, dăm că avea și un casetofon șmecherii luată de, de, ta de, până Germania, adevărăciune pe finețe. Și Am. băiatul tot de Daniel acolo de navere. Bun, bine. La da 1300 se -a auzea bombă. Da, mă rog, până că de ușile, dar nu despre asta discutăm. Și m-am luat o bormașină, am mers la garaj. și, bă, și am dispărut de acasă vreo 3 ore. Băi, mă căutam mai cum că cu taic mi și cu bunic m-a până tot cartierul, stăteam în cotrocină, ce da, știu, sunt nomenclaturist. Uh, M-au căutat până tot cartierul în alea două ore. Mă și la dat am ca o floricica. acasă cu ghiozdan în brațe, mă rog, cu și am n-am nicio. Bă, am intrat pe ușa din bucătărie și am simțit atât. În ceafă, nu știu dacă a fost palmă, șpiț, voleu, nu mi-aduc Nu știu, ce a fost? dacă am zburat planat. păi Bă, și de ce a spus un cuvântul meu donare. Și acum am 144 de ani. Îi spun mai că mi unde sunt și de ce sunt. Să mor dacă te minți, o spun sincer. Știi de ce? Pentru că acum mai mari sunt emoțiile părinților. Așa o Ai e, telefonul, de ce e închis? Bă, rămâi fără semnal, dă bă, un mesaj. Bă, transpiră carnea pe mine, nu știu pe unde ești, nebunesc în societatea modernă, nu, mm? da. Totul e într-o mare viteză, mai vorbeam noi de chestia Așa este, da. Până nici ora asta jumate nu ne ajunge să mor. Te întreabă cineva dacă ai avut un accident nasol. Oh, păi da, și acum trag după el. Serios? Oh, oh, am avut mai multe. Până Criza e de vină? Criza? Nu, mă, nu cu criza n-am avut. Nu? Nu, cu criza am avut incursuri din astea pe, după copaci. Nu, a fost frumos cu criza, e plăcut. Cu criza am avut una, e mișto, e pe, e pe Facebook, la criza Răzvan Trișnevski, e foarte... Nu, mai e, e spectacol asta, ai cu minte. Păi, eram cu Evo pe la... Nu râde, mă, că era la Bancău și am avut trei cu criza. Una pe un noroi, frumos, ce -am mai plăcut? Am Salut! Te, te ajut eu cu ceva? Te ajut cu ceva? Ești în live-ul nostru, știi ce zic? Ești, Ești în live-ul nostru și... Nu știu cine ești și de ce. A. Nu, ai nu e nicio problemă, dar ziceam așa. După pe popcola ala. Rău după. Tău, ești, Mulțumesc frumos. Ce nu, are de cu BMW și am boală, păi. Hai, <grijos> am boală pe BMW, eu și ea. Așa. Când vă BMW, și... cap. Așa, și... zic cu criză, cu accidentele. Bă, și la Bacău, trei am avut cu criză. Ultimul și cel mai nesimțit a fost acum de ani de zile, când pe ultima probă specială ne-am oprit che de asta de... Știi? De dar un păi pe partea cui vrei? Stai că n-am înțeles, toate sunt pe partea mea. Dar da, o spune -mă și Ștefan meu. Vasile și a spus-o și la în podcast. O umblă vorba. Da, <laughs> <Uita>. da. <laughs> da uitați-vă. Băi, când ești pe primul loc, când iei cu pizza, e datorită științei pilotului. Când sare afară sau se e strică e irrelevant. E, e copilotul co de frate. Mai. El nu va -n -n și, -și că e nice. Cel mai nasol accident a fost cu, cu Clio Super 1600 pe Macadam, la Sibiu, cu robot, pe proba specială, Dumnezeu știe cum se cheamă, când am sărit afară, pe partea dreaptă, virajul era de dreapta și noi ne-am învârtit cu mașina așa pe dreapta, am luat 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, m-am oprit de număra boscheți și la vremea respectivă n-aveam și mi-a plecat capul, cu tot cu cască, pe lângă protecția de, s-a s, gâdlejul, s adus el în treaba lui, s-a oprit în geam, a întors frumos, eleganță. 20 de ani de atunci, cervicala în continuare bumbăcită, mergem înainte, mai amorțește mâna, dar stăm bine. Ăsta a fost cel mai nasol, de ce este mint? Am mai avut unul -sări, o săritură frumos afară cu, cu răposatul Adi Răspopa, cu Subaru, ne-am dus frumos. Stai cu minte, eram la, la Hunedoara, un palier de vreo 500 de metri, exagerez, dacă vreo 250 tot avea și mă și număr, îi măsură mai pleacă unul? Pauză, pauză. Așa. A, și a, a, viraj de dreapta, nu știu ce a cărmit de atunci săracul, a ieșit el mult pe exterior, sub un cuplu, flash, ne-am răsucit și am căzut pe burtă, dăm un pic telefon, deci asta e partea cu roțile, da? Ne am am căzut pe roți așa, fix pe un pietru și mașina stătea așa, în râu! Scuze-mă că ți-am luat telefonul, Ma. de exemplu. Frumos! Cu spălătura la picioruțe, cu tot ce trebuie. Adică au mai fost din astea, n-am avut nasoale, nasoale, mulțumesc Dumnezeu, n-am avut și mă oferez de ele ca dracu' de tămâie. Că știi că n-are ce face la dândreapte, dreapta, e bă, are ce face. Păi te întreabă un băiat, cum reușești să te concentrezi? Pe ce faci? Când treci printre copaci la sute de kilometri la oră, Dar, practici să știi că meditația în înainte de etapă? Dar eu sunt un meditat constant, <laughs> nu se vede pe mine. Nu, știi ce se întâmplă? Chestia asta cu navigația la un anumit moment, dar nu vreau acum să o dau într-o metem psihoză din asta turbată, să o dau într-o filozofie. Eu, 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 unul care e pasionat, n-am înțeles niciodată treaba de copilot mi s-a părut, am fost copilot, mi s-a părut extraordinar de greu, n-am nici n-am în, în afară de propriu zisă, da. tu mai ai foarte multe lucruri de făcut. Da. Și unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci în mașină este să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău. Datorită acestui datorită acestui fapt, mintea ta este în permanentă conexiune cu tot mediul ambient. De asta trebuie să ai o atenție distributivă foarte mult. Practic, trebuie să fii atent la pilot, trebuie să fii atent un pic și să simți mașina, să vezi ce se întâmplă. Că dacă nu simți mașina în fund, cum spuneai tu, și acolo o simți, în altă da, parte. Da. Chiar dacă sună da, e, un pic da. uh, așa, exotic, chiar așa, suni, așa, stii, e, da. așa sună, da, asta așa e, e de da, da, așa e După care trebuie să fii atent și la notițele pe care le-ai în și eventual și la ceva sunete, chestii de genul ăsta. Depinde acum însă de cât de bine reușești tu să te concentrezi. Pentru mine a devenit rutină. Când mergi mai mult timp cu un pilot, încep să-l simți când lasă ritmul, când îl crește aiurea, când își schimbă... Îl când își schimbă îl cunoști, încep să-l cunoști. Mm -hmm. să cunoști. când se enervează, de... când exact. se relaxează, când... Uite, la primul raliu se... cu Cristi Timisică la ea și acum trei ani de zile, bă, pe prima probă n-am reușit să citesc nimic în, în el. Bă, nu reușeam să-l citesc. Tot mi și Răzvan în față cu nevastă sa, că el, Răzvan nu știu dacă merge, și am mers eu cu Cristi. M-a sunat Crisi, bă, mergi, da, Răzvan în ultimul moment mă sună bă, gata, mă dau și eu. Păi, nu pot, cam. Da, am vorbit cu mie. Vorba vorbă. Viața mea să merg cu tine pe Macadam, frățiorul da. meu să sară da. pietricica să mă alerge, dar dacă am vorbit, sunt om, da? Bun. Corect. Și eram, imaginează-ți la start, criză cu nevastă sa în față și noi la un minus sau două în spate cu Manuela, nevastă, s să sună oribil, cu Manuela. Deci erau Răzvan Trijneschi, Manuela Trijneschi, echipajul da. minune, și în spate al de Timisică cu Arsenescu. Eram la bătaie, destul de aproape. Răzvan pe Macadam este imperator. E departe. Eu cu Cristi la primul raliu. Nu-l știam, nu-l învățasem, nu avea nici el încredere în mine. Nu poți să-i pretinzi un om să-și pună viața mâna unui tip pe care îl cunoaște de o săptămână, da? Atât s-a putut. Nu poți. Că pot să zic, știi care e drama, nu contează că zice dreapta sau stânga. Aia mai puțin contează, că vei și tu ca pilot. Mă, dacă zice, e un viraj mascat și zice că este 5 și el de fapt e un 3, adică nu e o linie dreaptă sau semi-dreaptă, e un viraj care mai și închide la un moment dat. Aceste cifre nu reprezintă treapta de viteză și care pilotul intră în viraj. O luăm așa, în mod tradițional în România. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 aproape în linie dreaptă de ce îl dai ca viraj și pe șase? Pentru că s-ar putea ca după șase, la după viraj, semivirajul ăla, să urmeze un alt viraj. Și trebuie să știi, bă, frânezi, nu frânezi mașina descărcată, mă, totul fizică. Și vreau să spun că pe ultima probă, în mintea mea era clar, zic, Răzvan nu mai trage pe ultima probă, în să nu riscă la să, să, și omoare mașina, nici să-l omori. Bă, ne-a bătut cu 30 de secunde. Parcă, mororles. ba mă nebunică pe ultima probă <laughs> am mers și noi deși ne încât de cât am Zis, ce ai făcut mai? Schimbat strategia, nu Bă, ce, Bă, adică? ce faci? Păi, să, tu crezi că eu nu știam, dar crezi că eu nu știam, știa că, că e, tu știi? Nu știam că e boșorogul meu în spate care îl împinge pe ăsta. Stai cu minte, Bobby, că am avut și o strategie. Știi? Asta face navigatorul, creează, încearcă să creeze niște strategii, încearcă să creeze un melanj în mașină, încearcă să facă ca toate lucrurile să funcționeze bine. Vezi tu, uite, Silviu Moraru povestește foarte mișto și spune câteva lucruri foarte tare despre chestia la podcast? Băi, da, l-am avut podcast. Deci, dacă intrați, îl vedeți. Serios, trebuie ascultat. Este meditație. Gândește cum el s-a dat cu Ștefan Vasile, s-a dat cu Titi Aur, bă, cu niște balauri, cu niște zei. Da? Da. Noi suntem, poți să zicăm că sunt puști pe lângă oamenii ăștia. Ți-o spun sincer. Da, Chiar dacă suntem vârste relativ apropiate. Mamă? <coughs> Dar nu mai față sau? Ia zi, de nu ce mă-i Nu contează, Dacă poliția nu e de față, e legal. Oamenii sunt... Sunteți fresh, mă? Fresh, măi. Fresh, mă, fresh, fresh, fresh. ca la club. E unul... Hai că acum începe pe <coughs> N-avem voie. De ce? Nu avem voie cu muzica, drepturi de autor, nebunie, da, haos. De peruș, dacă mă apuc eu și Întreabă dacă a rămas fără frâne sau a simțit oh, oh, oh. că nu o să mai aibă într-o cursă. Nu, 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 din cauza frânelor m-am apucat de, fuma, de fumat. <laughs> în timpul cursei, e? Nu gogule, păi, paghețil, nu gogule, nu gogule s-a lăsat rău. Da? Tulcea, tu Tulcea nu mă întreba ce an, habar, un vreo 6-7 ani, irelevant. Mitsubishi, Mitsubishi criză, criză, codruț, codruț, echipajul minune, bogăție, minunăție, ne urcăm în mașină. Plecăm pe prima sau pe a doua probă, nu mai știu exact. Bă, și dă sandale, criza al meu, zice că nu e adevărat. Pă la Tulcea, sunt și niște paliere din astea întinse, așa, un rău senzațional. Bă, Tulcea era, da, Tulcea. Bă, și la un moment dat îmi spune asta, după un palier, ce bă, dar nu prea avem frâne. Nu prea. <laughs> Nu prea avem frâne. Zic, bă, lasă băutura că nu te ajută, lasă-o dracu, deci nu mă lua pe mine cu nu avem frâne, că mă ia capul încetează. De acolo sandale, de bă, ceva nu-i bine. Bă, ne-am dorit acel raliu cu toată ființa noastră. Știam că o să-l facem bine. Știam că avem o șansă. Apropo, la tot am și un rezultat senzațional cu criză, pe podium cu François de Olcur, te pup, hai noroc, stai o, cu minte, Bobby. Bă. Ne-a bătut, ne-a uscat, dar nu contează. spun și eu poveste cu el. Așa. Și Stai un pic să o termin pe asta. Deci asta, bă, nu sunt frâne, nu sunt frân, nu te mă las mă dreacu, și prostile tale, bă, nu sunt frâne. Și la un moment dat oprește cotiga într-un final, ne uităm, într-adevăr, să retezase un furtun, care nu fusese prins pe poziția lui corect. Și a stat atârnat și l-a rupt ceva. Imaginezi, îți imaginezi cât a fost frustrarea de mare, că în momentul în care ne-am oprit, ei te rog frumos, plângeam, îmi curgeau lacrime ca, băt, ca gică, din direct pilaf. Dă-mi acum o țigară, că te bat, mă jur. Deci ori îi dau foc mașinii, ori îmi dai o țigară. Drept. două mi prins, nu îi dai foc, lasă te rog. Ba, mă, nebunii, frustrarea e imensă. Pentru că la raliola noi de fiecare dată când ne-am dus a mers bine. Bă, să te bați cu Manu Mihalache, aproape de la egal la egal, cu mașini similare. Bă, nu e ușor. Bă, te bați cu unul care a stat în Mitsubishi și are câteva caroserii la activ. Adică omul cunoaște mașina aia... Stai, adică, că te va când, dau anu, un când Manu aduna gardurile pe la Cluj, înfășurate pe lângă mașină, eu mă jucam cu degetul, n în, în, știi ce zic? Adică nu e chiar așa, e diferență mare, omul chiar știe. Și să fii pe Macadam alături de el, să fii acolo la bătaie, băi, șmecherie level 4.000. Dar zim de, de lucruri, cum ți s-a părut? Cât de, profi, cu cât de profi era omul? Păi când vrei să spun de Delcur? Delcur de acum 10 ani sau cur de ieri pe care am văzut pe bicicletă mergând 40 de kilometri și am înnebunit? Am crezut că arunc telefonul pe gem. Când vrei de să acum spune? 10 ani. Acum 10 ani să trezea de dimineață, era pe faleză, cobora, bea o cafeluță, un ristretto frumos, se întindea de două ori și o lua la goana și te bup! Pe la tulcea, pe faleza, aia ruptă. Să întorcea, mai dădea un pic de dor de mână, așa, să urca pe bicicletă și -o lua în partea aialaltă. Să întorcea cu bicicleta, o lăsa deoparte, o parte, tam, hai unde mergem? Păi nu mănânci, mă, boule ceva, lasă-mă că mănânc eu la un ceva, hap, hap, hap și plecă, bă, sportiv. Mă, ce să zic, omul clar are ADHD, fără, fără discuție. Da. Și asta am spus-o încă de pe vremea când se dădea cu escortul. cum să dar un ADHD atât de bine controlat, băi, pe bune. Da, da, da. Bă, nu poți, bă, toate comenzile alea în viteză, n-ai cum, frate, ești în stratosferă, n-ai cum. Am bă, o poveste. Am o poveste când a venit el să se dea aici cu Colina Motors și așa mai departe făceau asistență și omul la o probă de asta de încălzire, de ceva, antrenamente și așa mai departe a venit la mecanici și le-a zis eu când pun frână se învârte anvelopa pe jant. Înțeleg? Nu la Grigorescu, la Grigorescu eram cu cu asistența parcă, nu mai știu, la Corina era. A, mă rog. Nu, nu știu unde era mă rog. asistența, eu, așa, așa e povestea așa. cu el. Nu, eu nu știu cât de reală, e că eu n-am fost A. acolo, e doar o poveste e pe care nu o premier. zic mai departe, știi? Așa. Și era, cum să spun eu, cei care făceau asistența români fiind a venit mușul ăsta cu părul alb, suferă de... Sim, mă, toată lumea l-a tratat suferă cu... Suferă de Dakar, suferă că El postie, foarte bun prieten cu George, să înțelegem. Știe, el, lasă-ne, mă, tata, ai venit da. tu. Și ăsta a venit și a zis, băi, eu când pun frână, se învârte în pe jantă, nu frânează mașina cum trebuie. <sus> Pleacă mult să moară, mă, de Lăsați-mă, da. Bă, frate, te rog eu, uite că nu e Verifica. bine, e acolo, nu e, Se învârte nu frânează mașina corect, înțelegi? Da, nu știu, povestea e bombă. Da. Du-te, domne, nu cred. Dă-mi o cretă. Dă-mi o cretă. Și-a luat și-a cretă și-a dat, și dat pe șantă -și, da. și pe cauciuc, înțelegi? A dat cu cretă. S-a dus în probă, a venit. Era și distanța, ești nebun? Da, a simțit-o. N-a mai zis nimeni nimic, ești nebun? Păi, vice-campion mondial. Da. Adică dacă asta e nivelul, dacă vine ești și nebun... spune, simt că îmi bate apa în geam în spate sare din rezervorul care l-aveam eu odată pe picurător pe când știam eu unde era care s-a întâmplat de Frate, te duci cauzi ce a zis nebunul și te apuci de treabă, că omul știe. Uite exemplu, zilele astea, nu știu ce Panorama de raliu, lăb. Fenomen mondial. Da. Zeus al motorsportului. S-a urcat în R5, Skoda, Fabia. Băi, a bătut pe toți de la, de la de în cap. Da, Mașina da, da. Și cur. Bă, venea să urca în ce mașină îi dădeai. Tu te bătea până să schimbă banii. Da. Bă, a mers cu Subaru ăla la Tulcea pe super special, am crezut că eu omoră pe oameni. Bă, pe cuvântul ăla asta a fost senzație. Când o să-i plece toate roțile astea la plimbare, pe aici, că era deșgenată toată. Era Avem noi treabă cu ei. am crezut că trebuie nu vrea să fie, ce zic? bă, vreau să-ți povestesc că am crezut că pe proba aia să rupe mașina. Pe cuvântul meu, doamne, ți-o jur. Și am zis, că când îi s-o rupe prima roată, acum, pe 2 trei miții, adună frumos, suntem și la parasta, suntem bine. Bă, nu știu cum a terminat și ne-ai și bătut. Băi, era... n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, cum. să duci la Monte Carlo, a fost acum 2 ani sau cum a fost. Băi, acolo. Bă, da. nu este, nu, n-ai, sunt niște nume da. în lumea asta pe care, cum să spunem, ți este și frică să le pronunți. Dulcur, lăb. Da, mă, da, niște zei, niște vatanen, niște... Nu, 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 hai niște... să ne acolo, nu, niște, rog, niște nu, 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 Poate că au avut și un concurs de... Împrejurări bune. Împrejurări <laughs> și... Au și, ea, <laughs> și au, trecut, au câștigat și la Dakar. da. și au, au câștigat și la Dakar și așa. Da, trebuie uh... să câștigi la Dakar să moră Romeo. Ce conjunctură fie, nu știu, jur, dar este... Îți <laughs> dai seama? Da. Uh, ce planuri aveți anul ăsta? Bă, anul ăsta planurile sunt în felul următor. Eu mă voi da cu un pilot debutant. Oh my God, Jesus Christ! Sandero. Asta în premieră. Uai. Cu un Sandero. Așa? Why? Because. Because, e. Yeah. Așa. Cu Andy Hershkovic este numele Ok. Este un pilot nou în meserie, în branșă. Da. Este un băiat în care am foarte multă încredere. Este da un Dar el și în dreapta, vorba e? Nu de asta. E între <laughs> frații mei. <laughs> Așa. Și Răzvan va merge împreună cu Manuela. Vor face echipajul. Ok. Sos -soții. So -soții. Ok. Facem toată chestia asta pentru că avem o echipă, dar nu o să o scriem ca echipă, e doar echipă cu numele Chat Motorsport. Ok. A dat Dumnezeu să fim și noi mai profunzi, așa știm. Ok. Și... Aveți și sponsori? Băi, bă, avem nevoie în continuare la greu, <laughs> -o Ce am avut până acum, s-a cam <sighs> dus, de deci ce să termin. Da. Nu. da. Sunt niște fonduri, să mai adună niște bănuți, nu știu dacă reușim să facem tot sezonul, dar ne dorim, îți dai nu ar fi ideal să reușim să facem tot sezonul ambele echipaje. Sub aceeași siglă, să-i spunem, nu ne înscriem ca echipă, că nu e chiar ieftin. Mă, nu e un sport ieftin. Nu e, nu e, nu e. Mă, numai revizia nu la nu motorulat de Mitsubishi e vreo 6-7.000 de euro, da. cu Nu e da. chiar așa. Te-ai pus să-i mai faci și revizia la transmisie, da. mai sară din tine 10.000 de euro. Ai început să plângi, dar tu știi că ești prieten cu Horatiu. Adică... Da, da se plânge că n-are anvelope. Dar nu sunt anvelope. Știu, da. E o problemă da, pe nu care sunt. oamenii nu știu, oamenii de rând chiar nu știu. Păi da, nu te interesează. Da, e criza anvelopelor de curse. Da, este o criză, este o criză pe bune, este o criză pe bune și vrei să nu mai spun care e criza cea mai mare și surpriza cea mai neplăcută? O spun cu toată responsabilitatea. Ce se întâmplă cu Pirelli, tată? Bun, pare rău că o spun, dar Pirelli de vreo doi ani de zile încoace bă, ceva a greșit. Bă, nu mă pene, nu mă deja în nu mă turmă. Se bă, plânge lumea, da, de, de pireli. Nu, se plânge lumea în general. Chiar în seara e asta am vorbit. Ceva ciudat, e da, chiar în seara asta am vorbit. Cred schimbă ceva. Și gumele de stradă. Și gumele de stradă, oamenii se plâng. Domne, mi-am luat Pirelli. Nu, eu, domne, sunt tari. Domne, sunt nu știu ce. Domne, nu e Dar parcă știu. nu mai sunt, știi? Bă, când ziceai Pirelli, bani, să stinge lumina. La revedere, hai să mergem acasă. Da, asta, nu, eu n-am fost niciodată mulțumit de pireli. Bă, depinde de ce ai Bine, acum de 10 ani gen, Stai Știu cu eu de Pirelli sau așa dar Ne ducem un pic mai pe da, timpurile da. Mai vechile uh, N-am experimentat Pirelli bune eu Dar dacă tu zici, eu te cred pe cuvânt pe Bă, tine. Pentru Pentru competiții Michelin a stabilit un standard Foarte greu de atins Pirelli a reușit Cu succes foarte mult timp să stea acolo Să stea acolo Păi vor să închidă, că te-au văzut că tremure așa și că te și vor nu, Păi să vă închidă. bate joc de mine în continuu, în continuu. Te -au văzut că te am în față te de prost, eu zic. Eu zi, zi, zi altfel, nu mi-e explic, am și magnet la oameni de genul. Da asta Mersi. Ce părere are despre Sabo la prins? De cine? Sabo la prins. Ce părere are despre Sabo? ne ah, mâna De, de Ghergheu Sabo. E, asta e o petardă. Trebuia să vă speriați voi să luați mâna. Da, mă. Hai că asta e doar vreo 100 de euro, știu eu, nu e, s-a bine, nu-i nu De Sabo Gherghiu, zice. Da, cred că da. E, Sabo Gherghiu, la Bacău a dat un recital acum vreo câțiva ani, pe proba pe care am sărit noi fain frumos în dreapta, așa, era nămolul cam, cam așa, și omul nostru a venit și a defilat. De ce? A avut inspirația ca în colțurile opuse ale mașinii să pună niște anvelope speciale de noroi, adică pe dreapta față și pe stânga spate o ciudățenie, le-a pus în X. Bă, ne-a bătut pe toți. De nu mai știam pe ce lume suntem. Deci am venit cu două gume total diferite și ne-au omorât. George, George, Sabo. Sabo Gergo. Gergo, Gergo. Gergo, mă, Sabo da, Gergo. Da. Ce mă, omul că împingi la motociclin și la alea este, n are nicio treabă. E, din... e din alt film. N-ai cum. Când s-a urcat Nevo mă tremura mașina aia, îl simțești să gudura și tot. Un vin, o rupe, mă știi că splash make, da, baby. Mai da, da. cum, frate, Mai cum, Mai cum, vorbind de oricum, e porcișteanul în mână, Mitsubishi. Păi, dar dacă nici ăla nu știi, ce nu mai știi, știi? Da. Bă, bă ce bă... faci, te-ai luat pauză? Bravo, frate. Gata. Mă, mi stau pe șezlong, bă, ce vă mai dau eu dacă mai facem de-asta, dacă nu, flotări fac cu voi, de are. A, bine, a ieșit un băiat, da, un singur băiat care și-a luat două seturi de anvelope, vară cu a luat frumos darul. La, uh... la, la, ce? La boabă? La, la, la râbă, nu știu la dar la Am da, 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 da. o când a plecat, a rupt rot pod, a plecat cu totul. Știi ce să <laughs> mai fost crab de la bătrân de la adevărat. <laughs> Formula 1, nu știu ce, pneu, la Formula 1? Mulțumesc, nu. Mă uit, la, mă uit la filmul după Netflix. Bravo! Foarte mișto. Bravo. Senzațional, îmi place Formula 1. Mai am comentat în de zile așa. DTM, NASCAR, Indicar, drag racing și dă până în final. Asta așa. e partea de știu tata, că n-am apucat da, cum să? pe... -am, a, am apucat a aici am cuvestim, podcast să zicem că tu mă rog. faci și televiziune și am, ai avut și emisiune. Am ieșit din zonă, am ieșit din zonă, am, am, am început așa. Am lucrat cu Teo Hosulongin Longin la emisiunea La Limită. Chiar am mai găsit la un dat un episod pe YouTube, nu mi-a să crezi, mamă, mai există. Mm -hmm. păi. uh, o emisiune care la vremea respectivă după umila noastră părerea mea și a lui Teo și nu numai, bă, era o emisiune mișto. Bă, de bun simț, civilizată, era singura emisiune care se ocupa și de raliuri, de ralie. Da. Adică mai dădeam și de pe acolo, alergam până toată țara de negăsit. Aveai seama, tu interes și aveai Aveam tu pasiune cum ar veni. Nu, Că altfel. Nu, Aveam... Teo, Teo, Fai de mine, fai okay. de capul nostru Am crezut că aveai tu lasă, interes că lasă te dădeai tu Lasă mei, nu okay. dă ticul, lasă piticii mei, nu okay. e nebunul de teo pe toate coclaurile, alergat să te filma Bun, după care am ajuns la sport club Unde primul meu comentariu dat de Tavi Țopa să-i dea Dumnezeu sănătate M-a aruncat un microfon în gură și mi-a zis Ai de comentat campionatul mondial de rodeo, poftim? Campionatul Mondial de Rodeo. Ai boală pe mine? nu știam ce e. Eu când auzeam Rodeo, căluț, frumos, fâneață, aveam alte filme în cap, știi la ce mă gândesc. Și când mă duc acolo și văd un scriptuleț așa la mișto, zic, bă, dă-i drumul la material să înțelegi și eu care-i treabă. Și am descoperit că era Campionatul Mondial de Rodeo, dar cu tauri. Goguță. <sus> și după primul comentariu, la care am răgușit, atât am urlat. Îți jur. Cred. Și am început să urmăresc în momentul în care am văzut cât costă sămânța unui taur de la vremea aia, care se numea White Magic. White Magic. Asta era numele lui. Caută-l pe Google, o să scadă pantalona și după tine de o să râdă băieții ăștia trei zile. Te rog eu mult de tot caută-l. Caut. White Magic Bull. Uh, are vreo șansă caraliul raliul Sibiului să intre în VRC? Nu. <laughs> Scurt. Dar intră și în detaliu. Păi și când am aflat cât costa sămânța, cât costau 10 grame din sămânța acelui taur, m-a luat cu amețeni. Mă erau vreo 4 sau 5 meleoane de dolari. Nu te uită pătra la mine ca atât te rog. Right magic Sam, nu știu, mi-a arătat altceva. Magic, că-ți caut eu. Caut Magic Bull. Fără Historica, bull. Istorică, ca tot chestie de gen. Da, mă Da, cred, adică... Bă, era o monstruozitate de vreo tonă și ceva. Da, uite-l, da, uite e uriaș, da 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 da. da. da, da, da. Cu gherme marcii, cu oamenii grei ai... E... 2011. nu știu, Senzațional, 2011. da, 2011. Senzațional. E mare, fraier. Spectacol, dă o tonă și un pic. Îți dădea la o copită, te învârteai trei zile în spațiu și când ajungeai pe Marte, cei mam unde sunt? Știi? Bun. Da, și după care au adus ăștia DTM-ul. de temu. De ce Checațo e cu asta, de teme. De teme. Mamă și dai bobiță și citește. Și dai și, și citește. Și am început să aflu ce e de uh -huh. Și am început să comentez de Cu profesorul meu de seamă Berti Panaiot. îi Dumnezeu sănătate, băi și comentează TTM și aveam, am avut ani de zile de TTM, după care am ajuns la Digi, unde făceam și o emisiune absolut senzațională, se numea Romotor Sport. A dispărut, total de iurea, dar nu contează, o emisiune care avea o oră după fiecare etapă de rally sau de VTM din țara asta. A fost singura emisiune de genul ăsta, unica, o oră în care te rog să mă crezi. Eu editam emisiunea, eu o produceam Bă, nu repetam un cadru, o trecere. Practic fiecare pilot avea minim, minim, un minut de stat pe ecran. Și nu numai moaca lui, cu mașina care trece. Mă, și aveam cadre diferite la VTM. Să ai două minute cât erau interviurile. Că era urcare, interviu, urcare, interviu, hai noroc, la vedere poate am pupat sănătate. 60 de minute. Și să ai timp de 60 de minute să nu repeți niciun cadru. Mă, niciun cadru cam înțelegi ce înseamnă, că eu faci tu producție video, nu ești copil din de în copac, da. Da? Adică, stai o secundă, și să munceam, băgam cam vreo patru nopți la emisiunea a dispărut și aia s-a dus dracu. Dar între timp am început să comentez. Dar de ce s-au dus dracu? nu au N-aș să interes? acest subiect. nu, au mâncat unii căcat, pe scurt. Ce Că știu ei să facă mai bine, că mă rog. Și oamenii din, oamenii Digi nu suportă scandalurile și au zis, hai la revedere. Pe scurt, nu dau okay. mult, rost. Hai că nu vreau să-mi iau mă, un hate de la de să sar din deși mă doare în fund, dar nu contează. Hmm. Nu, chiar nu are sens. Morții cu morții, vii cu vii. Da, normal, nu contează. Am crezut că ținea de rating și de oamenii care se ui. Și Florin Ion a avut încredere în mine să mergem mai departe. Omul mai a zis, hai mă și cu dtm hai și cu nascar hai și cu alea, hai și cu hai și cu Și am comentat, băi, nu și eram stat la NASCAR. le mulțumesc și vreau să le mulțumesc pe această cale celor ce stăteau alături de mine noaptea la Nasca. Băi, sinistru să comentezi 6 ore, crede -mă. Cred. Bă, și să prinzi o taladega cu ploaie, taladega e circuit scurt, pe ploaie, și să se oprească cursa că plouă și ai n -a unde să ducă cu că lumea nu înțelege, hai doi, plouă un pic, bă, la vine cu 300 de km pe oră, ești nebun, unde să se ducă, la oțărești deal sau unde vrei să Furnează aici, ajungem Pantenimon, poate că cad analize de el și o ușoară urmă de talon, n-ai nimic, nu de... rămâne nici de din ești nebun la cap, potoliți vă Uf, Și intrau aia cu blouăre frumos, uscau izmenarea la ca să se dea ăștia Și eu stăteam ca proasta în comentariu, trei ori, că ce să stai, ce să faci Și de povestește istoria Nascar lui dracu să mă piepte ne Dă-te, în, în câmpii cu o și cu... Dar știi care e poanta, nu? Mm. Că am adormit într-un comentariu Nu pot să cred Da, ba da Ai sfărăit? Bă... Nu, dar mi-a plecat ochiul un pic așa, palez, hap și mi-au spus fetele din, uh, din mecere, și de, în cască. Și despre ce limonadă vorbești? Bă, și mă întâlnesc, gata, hai că m-am dus, e clar. E clar man. că sunt pe drumul meu, hai să dăm un refresh. N-aveți, o un promo, o publicitate, joacă, nu mai pot. M-am zis, o găleată de apă în cap, noaptea la 30 Și culme. Că știi că ziceam noi că oamenii nu se, românii Nu se pricep la mașini și Băi, era o comunitate foarte mișto pe Motorsport un grup pe Facebook Băi, oamenii stăteau de nebune alături de mine Și comentam Motorsport împreună Parts for Sale nu, De vin de băiatul ăla, scaune ăla, 3 ani mă, nu, hai de că Motorsport România Erau niște băieți care chiar știu okay. Băi, stăteau cu mine noaptea la 3 Să comentăm nascar, bă, băiatul Mă și unii dintre ei Cred că dacă îi luat la ba bamă pe toți comentatorii din America, le cam dădeau niște lecții, niște meditații. Adică, sunt vezi, foarte comunitatea ar putea să fie. Numai că, din păcate, bă, la răliuri e greu să te duci la cucuiții dândel să stai o zi întreagă de de la 7 până seara la 10, să vezi trei că trec de trei pe în fața ta. Îți îngheață sufletul în tine. Eu înțeleg pe oameni. E, e greu la ră. Bă, da, la circuit. Băi, sunt niște competiții la circuit și pe adâncata și mai știu pe unde. bunești. Astăzi vorbeam mm. cu Răzvan, era nu știu ce întâlnire pe la adâncata cu niște old timer. Și mai zis, bă, lasă-mă un pic, am puțină treabă, te caut eu. Ce ai, mă? Sunt băieți ăștia aici cu old timer le astea, chiar cu transpirații reci. Bă, nebunești. Nu sunt suficient de pasionați oamenii, am zis și eu mai devreme că uh, zi, uh, zi, la circuit merg oameni mișto. Oameni bă, cool, oameni mișto. cu educație, oameni cu putere financiară. Băi, Andrei Tureanu, care face tot felul de mașini le, le revergorează. da. Băi, un Gunter Gref, bă, o legenda motorsportului românesc, Stai un pic, omul... Da. Și cu asta am o poveste genială în, 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 în... Podcast? nu, în, acum la tine, dacă vrei să o spun, dacă nu, nu. Spune, nu, spune, pune, spune, 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 spune. Nu mă, nu, am crezut că în vrei să podcast cu el. În Bulgaria nu eram cu cau și erau cu Puma. Puma Kitcar. Da. Puma Kitcar făcută pe ea nu era de fabrică, făcută o nerocire. O mașină cu care a venit Nihai Leu prima dată în România să se dea. Care a avut un accident cu ea, fără matru, nu contează, bun. E bol lui. Bă, când mergi, când mergi Da, mergi la limită, da, corect. Bă, n-ai cum. Uită-te la Simone. Când ai buget, bă, vorba când Simone, Când Simone merge acolo, n-are cum să mai, mai faci și o mică greșeală, că a dat și el un motor la plimbare pân, da. până miriște mult. Bă, și în Bulgaria noastră rămân oamenii fără acumulator la mașină. Valentin Hart, copilotului, o poezie de om. Deci trebuie să-l cunoști. Este ceva. Este, trebuie dar trebuie distonocal după tine și îți trebuie și al calm, pentru că te va durea capul de râs. Deci nu este ceva e vis. Mă și la un moment dat ăsta zice, lasă-mă că găsesc eu o baterie și și pleacă de lângă mașină și o ia în sus la un bulgar, bacterită, dă bacterita Să duce și ia bateria din mașină, mă ia bateria din mașină, să-ți întoarce o pune în mașină lângă el, cu două chei, ținea contact pe plus și pe minus. A ajuns cu răni, cu carnevie. Înainte <gâ countryside> de asta, însă, îl întreabă pe unul cum să ajungă în parc service. Și la ce? Ține-te, mă, tu godoriți să te vâneți, ce, e clar, a zis că mergem o sută așa, faci în stânga și la jumate o luăm la dreapta. Nici în ziua de azi nimeni. <laughs> <lui> Bă, dar, nu știu, da. erau, niște, dar aveau niște chestii tătrui. Da, mă, genial, da, genial, se întâmplă lucruri așa când ești acolo în Bă, n-ai cum să, când ești cum să priză, nu trăiești, prisa, mă, când ești... ești... asta Te duci, Știi? găsești soluții, găsești o baterie, o ceva, o nebunie, o whatever <laughs> <laughs> Amortizor, amortizor bitubular sau monotubular în motorsport. Nici eu nici am auzit în viață. Hens, lovitură de la 11 metri da, cu cartonaj roșu de data da. asta, mă după coș de nucă, că nu știu ce ai zis. Nici eu nu știu bitubular, ce Bitubular, probabil să refer, la, să refer la tu ceva off-road, nu știu, n-am Nu știu, nici eu nu știu. Nu, nu cunosc. N-am văzut, nu știu despre nu ce vorbim. știu cu upside down, știu cu dalea, știu da, cu da, compensatoare, știu cu... Dacă mai zice mie răzvan, vezi că dau un pic rebound mai sus. A, dă nebunule. Și mi-a zis, dar și mie mi s-a părut că nu... Da, dar am dat un dat. Bă, cred că da, așa e, dar nu duc acolo. Asta acum. să reglezi, să setezi suspensii, să nu astea, bă, nu știu. Eu am impresia că eu, cred, eu, eu am impresia așa, sincer A, așa? cu tine, acum la ora asta, da, târzie de noapte, eu am impresia că ei fac pe șmecheri, în nu știu. Să moră, dar să <laughs> dau rotunzi. Da, mă că-i dau Îi mai dau două clicuri. Da, să mori, mai dau, <laughs> la ce-i dai, mă, două clicuri în cap? Da, ce părții îi dai? două Da, ieși, mă, de aici. Da, da, da. Cred că-i contează. Sunt piloți știu. Am să-i dau două clicuri, dau un, un gem, nu știu. Unde După părerea ta, Norbert și Francesca Maior nu sunt gata pentru un R5 Rally 2? Ei sunt gata de 2 ani, dar n-au bani. Asta un R5 sau un Rally -au Rally timp, 2. Mă, eu așa zic, nu, nu, un R5 sau un Rally 2. Da. Second hand este 150.000 de euro, mai bagi încă 30.000 de euro ca să fie gata de start. Nou e 250.000 de euro, dar nu găsești pe piață. Scurt, Skoda la ora actuală, că N-ai ce să iei ceva. La ora actuală ăștia dau ora exactă, tată. Skoda? Deci este Skoda aici. Și după aia mai vin fie, Ford, Hyundai. Fordul răspunde la telefon, pac instant, Alo, da, să rămână cu ce vă servim. La Skoda nu se pune problema. Ai dat mesaj și îți din cer așa de undeva o piesă. În cap, băi ăsta era amortizorul, i-am cerut altceva. Știi? Las că știam eu că scade amortizorul, ia de aici. Uh, nu știu hyundai eu cum e din punct de vedere piese, dar să știi că toate sunt în jur de 200.000 de, de euro. La 200.000 de, de euro preț de achiziție, mai pune și matale acolo încă vreo 10.000 de euro pe cursă ca să fii bine cu tot cu anvelope și vezi că îți dă cu virgulă. La 9 etape sunt 90.000 de euro, cu 200.000 sunt 290.000 de euro sau fug de 300.000 de, de euro că de vreo 10.000 mai dai și până în stânga și până dreapta și știți bani. Hai, noroc și te-am pupat. Vrei să închiriezi mașina de cursă? Da, ok, te costă 25.000 de euro pe etapă. Ce am spus? Doar 2. Ăștia-ți Hai, rog, cu tot cu asigurare. Și în banii de care ți-ai zis mai devreme la 300 de mii, n-ai asigurări. Păi de unde să fac eu de 300 de mii de euro? Păi cum de unde? N-am la sponsor. să mă bag pe OnlyFans. OnlyFans, să Găsesc eu două babe să mă placă, dar mă bate nevast. Dar nu să bani. nu Baba, da. Nu-i combinați. Nu Cine e cu Hanora cu gri? Cine e cu Hanora cu gri? Tu ești cu Hanora cu gri? E cu puloveraș. mă vezi că am păria, la ai grijă, fiată. Dom'le, Hanora cu gri face nu știu ce. Verific după ce termin podcastul. Da. o face? Dar cum da. poate Doamne, să facă? Am cu gri, a ridicat mâna, a făcut. A adic... de... Dacă zic... Am vrut să zic omul ceva, mă, bă. Da, poate am vrut să zic ceva, da. Dar oricum, bă, să mor, sunteți un campion imediat. <laughs> da, e ceasul și 20, de la 9. Au. Twin Tube are cameră de gaz sus, uleiul jos. le făcea. Twin Tube are cameră de gaz sus, uleiul jos. Only's le făcea. Da 100% e descalificat sună, îl mănâncă mâna aia. oricum, bravo, băi spune acum. Băi, oamenii, dacă n-ați înțeles, pot ridica mâna până la un deget, să rămână cu ea pe mașină. Trebuie să o ridice complet ca să fie eliminați. Nu știu dacă știați regulamentul. Dacă nu, na. Dar eu vă mulțumesc. Dar voi ai ridicat mâna? Nu cred. -o. Ai vrut să spui ceva? Uh, bună, seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara. Până la ce oră? Până la așa. Era un pilot acum 5-8 ani care avea un sponsor, My Wife. <laughs> da, Mai Wife. Uh, era... Stai să mă aduc, mă aduc aminte. Dar nu era unul, erau mai mulți. Mai mulți, da. Păi stai așa că și Răzvan și-a scris pe spate, la un dat criză. Da. și și la o cursă când a dat telefon și a zis, Mamițo, auzi? <gântu> Te să iau din da. banii să... știi? Da. știi că... să... <gântu -te> Aș nu avea nevoie de niște motorină pentru... Bă, nu, mult vreo 100 de litri ca să ajungem și acasă. Ce ar fi să-mi virezi tu mie repede? Ia dă-mă marcărul la încoace. Îți <gântu -te> place poza asta? Ia, să rămâne de-a sănătate. Am ajuns, am venit... A, mă, pop, bune. Da, Băi, da, la al doilea la raliu al nostru a rămas fără balans. Una apă neafane, ne să rămână 100 de euro să ajungă și băieții până la București să poate să știe. Suntem pe în benzinărie. Păi nu vine băiatul cu bănuțul. Bă, despre ce vorbim? N-ai cum în motor spor, n-ai cum să rămâi cu bani în buzunar, Nu există, asta e o utopie, mă. N-ai cum, trebuie să ai toată gașca de sponsor din lume că l-are pe tine. Că nu suntem în America. Că în America fac marketing de când să nasc și până crapă. Pentru că hey. aia în America au inventat marketingul sportiv. E că... aceeași în soție, întreabă băieții. <laughs> nu, nu, nu. nu. <laughs> bună, bună. Care bă, dacă vă mă toată lumea bă, dacă vă de... toată nu, no, e fericit. E <laughs> fericit. <laughs> să dau share la my wife. Nu are bani nimic dacă ea era fericită și ei nu știau. <laughs> Toate lucrurile era... Bă, da. nu mai mi-aduc aminte cine mergea cu sponsorul. Nu mai post. contează, mă las, da, că la belele acum. Mi-aduc eu aminte, oricât aș fi de zăpăcit, da. tot reușesc, dar nu reușesc. Băi, oamenii au fost aici foarte mulțumiți de prezența ta. Da, e, mă bucur. A, adică au spus că... Băi, să, important și să foarte... alături de voi, nu alături da. de mine, pentru că... Ești foarte mișto, la povestit. Și eu le-am spus că să te urmărească pe umblă... Umblă vorba. Umblă vorba. Pe YouTube da. și pe Instagram. Da, pe YouTube acolo sunt. Unde, băi, mă știi că trebuie să vii tu. Deci ai fost tu la mine, am fost eu la tine, vii tu la mine, vin eu la tine și rămân numai noi doi pe tot internetul. Bun, bă, eu vreau, noi Da, vreau, vreau. Crezi că avem să povestim? Avem, avem. 100 la avem. Nu, pe 100 avem, dar... Arătăm și bine împreună așa. Tu slabi o <laughs> Puteți, să intra... carismă, ai tu Puteți să intrați la el pe YouTube da. pentru că sunt alte genuri de podcasturi. Da, mă încerc, am zis să sunt calc un pic. Frumoase, altfel, și zi? sunt oameni super miștoi invitați, mulțumesc de la care foarte, sigur aveți ce să învățați. Auzi, dau, că ai tu factura mai târziu... Da, îți dau eu, îți dau eu, îți dau <laughs> Revolutul, da, că da, nu da, mai da, e de cu factura acum. da. Îți mulțumesc că ai venit și că ai acceptat de invitația mea. și să aveți un an cât mai bun la curse, în noua să dea, formație, să dea Dumnezeu. Și să vedem cât mai multe lucruri interesante în de campionat. Cu siguranță. Noi încercăm din să să fim acolo, să să mergem bine. Știi că acum, din păcate, nu știu, mai avem... Avem cât vrei tu. 24-25 de minute da. să mai vorbim. Da, 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 da. <laughs> Știi? S-a da. o vorbă în asta între piloți. Ne distrăm, ne simțim bine. Ok, lumea trebuie să înțeleagă următorul lucru. Știi, sunt foarte mulți pe margine care spun, bă, și eu aș putea să fiu pilot. A, și eu aș am... putea să fiu copilot. Stai da. să spun. Normal că ar putea. Invit pe această cale, da. oricând un băiat sau o fată sau oricine se consideră suficient de capabil da. să vină într-o mașină de raliu, Într-o etapă, hai să nu fie chiar vara când îți face creierul de nu da. știi de tine, să fie așa mai părăcorică. Da. Și să stea 80 de kilometri de probă specială, concentrat pe caiet, concentrat pe mașină și da. să dicteze. Mă, și dacă reușește să se ducă mai mult de 20-30 de kilometri, Bă, n-am nicio problemă. Bravo, tată. Eu îi găsesc pilot să se dea și okay. să crească. Okay. Și eu, eu îi promit că îl învăț ce trebuie e să facă. E nevoie fac. de copiloți? Oh, Asta zici? Păcatele mele. Okay. Problema este că toată lumea are senzația că stai ca un sac de cartofi acolo în dreapta. Bă, nu stai în, spiritul să... competițional, totuși, e tare, nu are cum să fie nașpa. Dar sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg ce se întâmplă, este e... păcat. Sunt aceiași oameni care gândeau cum gândeam noi când ziceam, uite-l pe ăla, merg mai tare, dă-mi o eu mie, că, că nu știu ce. Că da, și nu mă educat și pe tine te trebuie să... Ei trebuie să... să vrea să fie educați. Adică tu acum te adresezi celor care vor intra la tine pe canal, te vor asculta, vor, se vor uita la podcasturile tale, sunt pasionați de curse, uh, acceptă faptul că au de învățat lucruri, acceptă faptul că nu știu, acceptă faptul că nu sunt a toți știutori, exact. că nu știi cei mai rapizi și care vor să, da, e o pentru oportunitate că, din Pentru că de nu s-a născut nimeni, nimeni învățat. Bun, nu ne-a ne lăsat Dumnezeu, nu ne-a dat drumul așa de și a... Da. Ia uite mă pe Einstein Nu era, mă, era codruț Da, bine, hai, du-te ușor, așa că ești tot ăla da. Nu e chiar așa, frate, nu ușor Și știi, asta început să spun Că toți au început să zică, bă, că ne-am distrat cu o fi compărțit. În primul rând te urci într-o mașină de concurs Sau pe o motocicletă de curse Pentru că îți place Corect Este simplu Da Te duci la un film pentru că îți place Sau pentru că ești cu găcef. Sau... Prima dat. Da, Nu mai și îți face cu un ce. Mai bine e și aici. ești, da, pe, ești pe plus. a plecat să întrebe ce e 100 de români. Da, sau se culce. Da, păi normal. Poți să ne mai ce. zici de gata, bil vă zic. Viorel Ivan era cu sponsor mai da, White. Bravo, Acum bravo, vreo nouă ani, perfect, bravo, era la bravo. sfârșitul campionatului Shakedown la Sibiu, două mașini în paralel și piloții luau persoane din public mai nu, slabe. Nu era Shakedown, nu era Shakedown, era o tine. probă în paralel și la Sibiu este proba tradițională, super specială, care se desfășoară pe acel traseu în paralel, pe care de altfel și un campionat de Uh, curse în paralel. iarăși și o zonă unde te poți duce. Băi, era lic cross, o grămadă de da, da în țara da, asta. Da, da, da. Mă, sunt, că, sunt, că sunt. nu sunt foarte scumpe, băți. Eu cataragă de golf, doi cu o suspensie, 3.5 lule, cinci hai noroc și la mulți ani, te duci, te dai la un rally, nici nu cum e rally cross, la rali. Uh, da. Irelevant. Autocross, scuze Autocross, ah. cred că e autocross. Ați observat, da? I-am dat la joale. <laughs> Deci fii atent, am nevoie anul ăsta așa, îmi trebuie pentru asta de aici. Notează, te rog, da? Autocross este va. cea mai ieftină ramură a Raliul te, te dai zice până ți-ai buletinul pe bune, până se topești da. călcâiele. Da, Bă, da, și da. pleci de acolo descărcat. N-ai mai pleci da. pe stradă ca așa pita, să-ți rup gâtul, n-are sens. Da. Că n -are da. rost. Așa e, da. așa e, așa e, așa e, așa e după, ce... după ce... Da, da, da. Iga de mașină, poți să o lași în colț acolo. Bineînțeles. Da, d -aia, d -aia, cu bateria ți-o după tine, ce să-ți da. după ea. Da, da, da. Așa acolo în colț, gata, săptămâna viitoare am zis, mă dau din nou cu ea, ce-mi trebuie? O ca în stradă benzină, am venit, m-am prezentat. E același circuit, te duci, te dă, că da, nu-i, păcat e. de Dumnezeu și înveți o grămadă de lucruri acolo și sunt piloți care acordă asistență spirituală și tehnică. <gri> da, un băiat a zis grijin. că el ar veni, dar are 120 de kg și, așa este, nu? E, și eu, băie, Am simță. avut și 120, nu-i greu să slăbești stai niște. Nu, nu e greu, da, bineînțeles. trebuie să să spui în cabine și -am, am 90 cât un porc, dar nu contează. Ideea este că, ideea este că vezi, știi, mulți zic, Kyle Bush, că mi-a venit acum în minte. Este un tip gordito. El este pilot de NASCAR. găsuț la cu M&M pe mașină. Da. și <laughs> a găsit și reclamă. Hai cu minte că băiatul <laughs> e mare Romeo, îi bate pe toți până să Ok. Și cu pumn nu cu ce vrei tu, adică ai și în gură băiatul. Bun. Are vreo 2 metri. Cred, nu știu, la, nu, mai, nu mai țin. Da. Dar 1,90 are fără emoții. Da. Bă, bate 120 la mișto. Și mare. Nu știi da. Mandu. Uh, ok? Nu vine. Basketbalist, da? Okay. da? fotbalist, joacă și fotbal american. E ca cât Cabral, așa. Doar. Bă, dacă îl vezi cum ți-o până mașina și cum iese afară și cum pleacă la plimbare, te ia cu transpirații reci. Nu contează cât de greu ești. Important este să ai o condiție fizică care să-ți permită să stai la volan. Bă, și până la urmă nimeni nu s-a născut perfect. Un afară de mine și de tine. Asta, asta clar, asta clar. Asta clar. Nu mă, trebuie să încerci, trebuie să încerci. La faza cu păcă. copilotul, eu zic că sunt în stare să rezistă în dreapta. Păi, uite, te invit. Te bine că când... Inviduit, vă... ai, scriem și cumva facem da. să, vii la o, să la o etapă de raliu, când facem un shake -down, sau când avem o, o de asta cum să cheamă, niște antrenamente și chiar vreau, este nevoie de copilot. Vorbesc la modul ce mă... Dar da. de oameni serioși, de oameni care să înțeleagă ce înseamnă motor sportul, să învețe, să, să, se concentreze, să știe ce au de făcut. Și vă învață tetea fără emoții. N-am nicio problemă. Face da. școala de, pilot, de copilotaj la neafane și e bine așa. Daniel Elena, copilotului lui Lobby oh. Wow. și Măricel. Ai și lui de băiat. Are și la o burticuță de aia de pensionat, de aia mică, așa la vreo 100 de kilograme ce a pus și el. Dar să-l vezi ce să înghesuie pe TikTok în combine, un mor de râs. Un copilot greu e bun pentru curbele la dreapta. Nu nu, 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 Idealul de copilot, idealul de copilot este să aibă cam atât. Un Mi. metru și un da. strop. Dacă s-ar putea undeva la 50 de kg, dar maxim, bine, știi, că mi, se pare că e și o greutate minimă de 49 de kg. Hm? Giochiul, da, mă, da? Cam așa, e perfect. Păi să nu simți în mașină. Băi, o să râs, dar știi că simți în mașină copilul. Uite, Răzvan îmi spunea, criză. Și păi, m-am dat cu nevastă mea, păi, dar nu stătea mașina la fel pe drum. Păi, nevastă, sare 50 de kg cu tot cu TV, eu am 90 și un pic în viu, normal că e diferență. Ce bă, bă, bune, Am diferența. Ce am crezut la început că e Caterin, că nu e gogule. De ce crezi că s-a ăștia să dea jos după mașini cantități industriale de fiare, să le ușureze? Tocmai ca să-i creeze dinamică mașinii. Să fie mai, mai nu știu cum să zic, mai smooth, mai softly, mai, mai, vreți voi cuvinte de astea în engleză? Nu mai știu, la mine s-a în engleză. Ești pe o lectură particulară? Hm? Nu, sunt șocat. Da, exact, exact, exact să fie mai fluid Sunt șocat de ce? Când ne-a comentat, știi cine ți-a zis că cine avea mai wife? Uh... Cine? Mihai Bandex sau cine? Da. Nu pot să în crezi. A să da, niciodată. Zici, nu e tare. el, n-are cum să fie el, știi? Foarte tare. A, a, scris cineva acum pe live, zice, ești pasionat de sport, știi? Da, mă, foarte I -a scris tare. Ceva, știi? Și... Na, e da, mă, Ivan era. era. Ivan era cu sponsor My Wife. Ivan, un geniu în ceea ce înseamnă Dacia. Adică omul cu Loganul ăla, a scos nu 100% din el. Cred că l-a dus la 120%. Să dau pe circuit tot cu Logan. Bă, o omoară, îl distruge, îl desfințează, îl, îl descleează. Cu el și cu mitică copilotului, este o poveste foarte mișto, să dădeau cu cadetul pe la Harghita. Cu cadetul erau da și li s-a rupt puntea spate. Mam. A dispărut puntea. Știi cadetul. Eu o e normal, am avut. Atât s-a putut la Opel, da. știi? Nimeni E normal, e de înțeles. Poți da, e ok, dar făceau cu motor, cu... motor sport, făceau da, să power. Cu golf? Zic ce vrei, da. Golful Eu. mai bine dar asta e altă discuție. <laughs> în golf. <laughs> da. mai fuzi, dar nu da. până aici, ce, da. ce să ce să. Nu rog, asta e, dacă ne dau uma, oamenii aici și șpițuri în de în Cum <laughs> putem lua legătura la faza cu copilotul? Păi intri pe pagina de Instagram, a sau pe TikTok sau pe Cu umblă inspuri, vorba pe... și dai mesaj. Da, și el îți spui, bă, sunt ăla care ți-a zis sunt că, ăla vrei că vrei copilul. cu copilul. Da, și vorbim, te învăț ce e de făcut, nu-i mare filozofie. Ce... Și... când avem teste, îți promit că mergi cu mine și vezi care-i treaba. Ce vreau să te întreb? Întreabă mă de... ce sunt pentru Că uh, de daciile Nova alea de grupa H, cum erau? Băi, cu super novele o poveste foarte mișto. <laughs> te rog pe care o are, o are Silviu mai evoluată în podcast, a povestit de ele și Ștefan Vasile. Mașinile alea s-au născut dintr-o dorință uh, frenetică de a avea o mașină foarte performantă. Au fost două tipuri. Au fost o grupă A și o grupă A+. În sensul în care alea mai tari... Uite, Bogdan Marișca a mers pe una de grupa A cu e crabotată, foarte mișto mașină. La vremea aia, stai cu minte, Bobi. Păi da, și mai făcut tari... să una cu un motor dar nu, mai știu, nu vreau să spun o prostie, cred că era G60, nu sunt sigur, cu o cutie de viteză secvențială, bă, mașina era poezie. Când o vedeai de afară, îți transpirau chiloții pe tine instant, fără să te apropii de -a. Bă, luc. bă, cum sunau. Bă, la vremea aia, 99, să vezi una de bine, să să pun Bă, noi? Porneau lângă mine și ziceam, doamne, au venit lupi. Știi? Bă, foarte mișto mașina. Bă, dar din păcate nu erau foarte fiabile, pentru că erau niște mașini inventate. Oamenii au muncit să facă nebunile alea ca niște robi. Și nu mă refer numai la ingineri și la mecanici, mă refer inclusiv la echipaje. Bă, echipajele le inventau și se duceau în geau la Dan Nicola, șeful de la Dacia, și îi spuneau, Goguță, bă, ceva nu-i bine, când frânezi îi pleacă pe, pleacă pe partea, bă, nu e ok, nu e echilibrată mașina, nu e în regulă, bă, mai dă o probă, hai că mai făcut nu știu ce. Și tot timpul, tot timpul făceau teste fratele meu. Bă, era o mașină, povestește, povestește Silviu Moraru că stătea pe margine cu fane la unda și se uitau și veneau ăștia cu, veneau ăștia cu supernovele. Când aia cu escorturile făceau o linie dreaptă, ăștia cu supernovele veneau așa, căutau drumul. Mașina nu stătea pe drum, Mă, aia făceau într-un raliu trei raliuri. Vorbesc de muncă fizică, tată, soții pe drum. Bă, nu era ușor, da, nu era într-un oricum. Cred, Ai să fim... Adă, da, de, de vata cu nerocirea de Audi. Și a 10? La a e ce altă poveste pe care o spune Silviu Bulugiu în podcastul meu, dar tot chem. M-am uitat fost... la el, dar n-am ajuns până acolo. Așa? Băi, la Aro au inventat foarte multe lucruri. În zona de motorsport, Silviu nu povestește de chestia asta, pentru că el nu mai era atunci. Dar, la ARO pot să spun, am și acolo o poveste mișto, la al doilea raliu eram cu Răzvan la recunoaștere, ne-am dat la cei din Cluj știu, la observatori, era o probă de un să făceau 2, 3, 5, 4 patru pe acolo, că să vadă publicul, ar să înghită prăfulețul, să fie bine, să curgă berește. Ce zic, bun. Eu cu criza mă hai să facem recunoaștere, să scriem, scriam pe niște foi volante, că mi-i uitat e încaie toată casa, că s-a putut creier de unde, n-ai la vârsta aici. <laughs> și ne-am oprit în coz la o gagică, mai atâta niște foi, le-am prins cu niște cleme, dar le-am scris pe ele. Nu știu unde sunt îmi pare rău că le-am pierdut. Trec peste faptul că ne-a arătat o gagică niște nuri absolut superb și eu am rămas să urmă și cu dictare. te și arătat? Și zis, da cum? Ce e frumos! Să-i dea, dea Dumnezeu sănătate! Măicuta, ce dumnei, fată de gașcă, bă. Bă, ce, bă, bravo. Fată, să Aplaud, bravo, bă. Asta, jos pantaloni. Bă, da, da jos, un piept. Mamă, dă duse dumnezeu, Bă, ba, și știa și ea, mă, și a și zis, ia sufletul, ia zis, hai mă, să le dau, mă, și la că eu am. Și eram pe dreapta, ca proasta. a sus aici, fix în ochiul meu. Și mă, tot mai rămas casca acolo, ochiul unde trebuie, știi? Mă rog, dar la recunoașteri, ne apucăm noi să scriem și într-un act de stat de păr, Criza nu a vrut să-mi testeze nervii, nu știu ce a vrut să facă, că a pus-o pe două fix pe partea mea, de bă, normal, pe dreapta, pe ce da. pe oglindă <laughs> oglinda, bate așa precum limba pantofilor tei pe jos, așa. Zic, bă, ceva nu e în regulă, știi cum face oglinda aia la Dacia la 1310? Că dădea să se rupă, știi, era aia, să mișca natural, așa, era, organică, știi, era... Hm? Da, la stop mai dansa încă trei ore. Bun, și cum oglinda grind Ce că, că este pe un pe pe din de camp. național. De și e și, și electric. Ce, mă? Cu Domnul Bendeac, domnul Mihai Așa. Bendeac. De -mi te întreabă cum ți se par probele de noapte. Senzaționale. Și Senzaționale. Și dacă... anta pe noapte este... Pff, Dar cum, cum, te mă orientezi tu? Băi, m-am orientat și fără, fără lumină în mașină, cu robot. Eu nu mai vedem nimic, rămâsesem fără să s-a stins în, 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 Clion Super 1600 nu mai vedem nimic. N-am pierdut rândul. Două viraje s-a prins lumea după aia. Robot al meu de frică ce a fost. Ban gazul la fund. Hai, noroc, unde nu-mi duce Dumnezeu cu mila. Mamă. Bă, te orientezi, n-ai. Nu e ușor, dar te orientezi. E chestie de tot, te Tot el te întreabă dacă avem vreo șansă să vedem un MINI anul ăsta în campionatul național. Da, MINI, -a, mini se dă... Este de un la VTM? Nu, este și da. un MINI, dacă nu, în afară de la, de la VTM, okay. am impresia că e un MINI care merge și pe la, pe la Rally 2. Da? Da, și cred că nu greșesc, okay. da, da, nu greșesc. Ok. Mm. Și un MINI chiar mișto. Mișto mașina, e dacă m-am dat cu aia de stradă. Doamne da. ferește! Doamne ferici. A fost deja mini la Rally 2, nu, la plus la coastă Mimi Electric, da, iar da, da. istorice și Bărbatul. Comșa. Da, Comșa și Bărbatul. Cu Mini, a, ah, da, Comșa, ca Popa, cu ala vechi, cu Mini pe vechi. Da, 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 Taica Părintele, preot, fratele meu, senzațional, un băiat un mini, spectacol, un băiat, <laughs> dar mini la pe vechi, la micuț, în care intrai, la... ala în care intrai cu, cu forcepsul și ieși cu iglița. A, n-ai avea trebuie, noi doi în ala n-avem loc să ai cu Vai de capul meu. Vezi de Vai treaba de ta. capul meu. Da, măi, intrai cu încălțătorul și ieșai cu să nu ai treabă, ce? Pă am e, mers, da. Hai să știi că e confortabil în mașina, ai loc în ea. A, mie îmi zici, Eu... dar ce vorbe, dar ce loc e acolo, dar e spectat, dar ce ai făcut? Da, dar că când am văzut Mitsubishi loc. pe platformă, îi zic lui Crizal, zis, Gogule, s-a pogorât Dumnezeu, ai aici pulpana lui și avem și noi loc în mașină. <laughs> Și ne urcăm două balene ieșuate în ăla. și doi la e, e micuț. Da, e micuț da, e -a el. Tras și la coate ca țapul ăla. Da. <laughs> și ne-am înghesuit în mașină ăla, în stânga, eu în dreapta. Zic, bă, dar pe afară e autobuz, e tramvai, Că afară pare lungă pentru o mașină de cursă, e voie lung, dă-l Bă, dar înăuntru e înghesuială și agitația dracului, dar n-ai văzut așa ceva. Mine mai contează și cum e făcut barul. Vezi, uite, sunt, lucruri, sunt foarte multe lucruri pe care oamenii trebuie să le vadă și să le testeze. Mă, ăsta e un sport la care trebuie să simți cum venai tu de nebun pe probele speciale, da. să sară pietrele, să te fugă. Da. Bă, trebuie să simți toate căcaturile alea. Po bune! Să simți mirosul ăla de benzinică, să simți mirosul ăla de... de anvelopă ciufulită Eu, eu m-am urcat odată, m-am urcat, nu m-am urcat, În am băgat capul așa Rău. în mașina Fordul lui știi, A, era, era pornit Ăla de H Ăla de H, îl avea, Dumnezeu să-l ierte, era mecanic băiatul ăla de la Câmpulung, care nu mai e printre da. noi Da, da, da uh, Iarăși, un băiat fantastic uh, și era pornit la, la Brașov, uh -huh. la, la Râșnov, Râșnov ceva era. Dar nu Râșnov, nu că la Brașov Râșnov. sunt trei, da. sunt trei etape. Era, era mașina așa pornită, așa porsi 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 aici, da. era mașina pornită de valiză, valiză mă. Așa mă, valiză, bravo. da, valiză. da, bravo, uitați să și ce. Mașina pornită de valiză și stătea, mașina albă și m-am dus la ea, mi se face pe de găină, știam Bine. știam că e, știam că e... Dracu, Asta turbina e de Știam atent. că e dracu, înțelegi? Și, bă frate, am băgat capul înăuntru așa, știi? Am băgat capul înăuntru și era, presupun dimineața așa cu rouă de aia și mașina mea, ă, mersul ei stricat așa era mergea acolo la Și m-am uitat și zic, da, n-aș avea curaj n-aș avea curaj să cu conduc. n-aș avea curaj să cu erau... cu conduc. Bă, era, acolo cu mirosul, cu era Era brută. Da, nu, n-aș avea Și am impresia că aia nu era vrc -ul. Nu era, nu era vrc nu. Povestește, povestește iar tot așa. Da, a -a ceva de ca Povestește tot așa Silviu Moraru, contactul lui cu vrc Cu Seatul Cordoba, Verece. Da, ok, da, am văzut la tine în podcast, da, 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 da. Bă, dar eu am luat contactul la altfel, o mai târziu când a ajuns la Titi, la Giri, mașina Da, și m-au urcat în dreapta acolo. Eu obișnuie cu Evo 5, cu alea. Evo 5, poezie, tată, paradis, Păluc și Populență. Frumos și Evo 5 și 4. Mamă, ce frumos. la mâine, da. Alaltă e. Vezi că e unul de vânzare, apropo, nu vrea de vreo 80 de ne Nenea are lucru la Dovenu avea. Ce oameni buni. Ce șef, ce șmecher. Șmecher, șmecher. Mi-a intrat vorba să-i dăm noi sănătate. Dar vorbesc eu cu măși Dumnezeu. Auzi, mă, și mor cu ginii în mașină cu Dan tofanți. Bă, bă, hai să... să... Zic, bă, dai, dai, stai... Nu. <gântu> și o treabă bă, mergea, cred, cu 15% la 100 de mașină. Bă, omul când am auzit că intră turbina, aveam căștile de etapă opuse. Nu știam, am auzit că intră turbina aia până căștile așa. Bă, am avut un sentiment de la așa de, cum să spun eu ție, de 18 ani când îți dansează una în poală, știi? Că, nu știu cum să mă exprim. Da, exact, da, bravo. Bă, boiatul, e, bravo, bravo. Bun Bă, deci da, da. este sex în exces, adică da. nu știu cum să spun eu ție, n-ai cum așa ceva. Este, Doamne, ferească Dumnezeu. Și multe mașini de genul ăsta. Uite, la Brașov m-am dat, de exemplu, cu, la ultima etapă, cu, cu 5 cu Dragoș Dinu, zis Reichinu, fratele meu, pe vechi. Da, știu cum, da. Nu știu, dacă nu știi dacă nu știu, pe, dacă știi nu da, știu da, nimeni. Da, nu știi pe nimeni, da, corect. Corect. Și ne-am dat și ne-am dat la Brașov pe Macadam, cu er 5 Băboiatule, Doamne, ferească cum e mașina aia. Ferească Iisus Hristos. Deci nu, nu există groapă, nu există să n-aibă frâne, nu există să se înțepenească pe undeva, nu există să nu iei virajul. Deci nu există, nu, nu s-a inventat pe lumea asta așa ceva, n-ai cum. Vezi, e foarte greu să le explici oamenilor și cum simți tu în dreapta. Bă, o simți, că la un moment dat ajungi să simți tot. Acum, dacă m-aș într-una de aia mică, o gogorleță de aia și o să fie Caterin, că m-am urcat bine și în, în Sanderul că trebuie. Mă, da, feeling pe care l-ai într-una de aia cu suspensia aceea, că de aia mașina aia costă atât. Bă, sunt niște chestii în ea. O suspensie de vreo 20 30000 de, de euro. Bă, motorul ăla la care n-ai voie să-i dea un ovoran, că te costă tată și nu te costă lei. Te costă euri lei. Da, da? Câmna, uh, frânele alea. dinu' președinte. Da, <laughs> dinu' președinte. Dinu' președinte, Nu președin. <laughs> ai cum. Bravo. Da, președinte de țară mă, da, da președinte de tari. cuvinte de bloc, da, da președinte de ceva, mai? Da, cum. ceva președinte dinu', da. Da, ceva undeva. Uh, ultima întrebare. Cine a fost -a cel mai titrat străin care a concurat în campionatul național? François Delcour. Îți mai spui și pe aia doi? Păi, mi și Mietinan. Da? Și. A, ah, și a venit la un moment Sabo dat. Gherg. Da, Gherg. Lasă pe saboghirul. Da. Gherguțu, băiatul, okay. nostru. Asta e naturalizat deja. Da? Uh, și a mai fost la un moment dat laucanăn, la Ocanan, la Raliu Iașului. Caută, nu zic mai mult, și a venit cu un Subaru. Ăștia cu un an, la sfârșit e caută. La pe Subaru ăla ce-l avea. Haut, ne-a nea Victor și Băldescu să-i să fixă da, care e acum la... Popoete. Și când a început ăla să meargă, eu am văzut Raliu în postura de, de operator, că filmam. Filmai, ok. Bă, zic că ai mașină de grupă M, da? Ue, de aia, Mi am găsit o poziție frumoasă, vedeam două viraje, Veneam un 3, un 2, și veneam și un act după. Ai noroc, sunt bine, asigurat 20 de secunde de cadru, boezie. Trece omul, mă uit, 12 secunde. Hai las să trec, că calculele mele nu-i Mai trece și mietină în 15 secunde. Opa. <sus> și după au început să vină ai noștri. 20-25 de secunde. Deci eu calculă bine. El era din altă parte. Era dintr-o altă zonă. Da. Cu o succesiune de viraje și. Mani, Ilina nu are vreo poveste. Nu mai gata, terminăm. Am cu povestit programul. cu Mani la București. Te Mai chem eu la Pădute? Mă caustă. Păi eu am fi... caust. mobilul deschis, da. <sus> Da, să-mi garfixi. Facem, facem. Podcast. Facem. 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 să stau cu tine până tu mașina, nu, să știi, nu, nu sunt tot. Mai, pute... nu mai avem alte da, așa. Poți ieși să că nu știu au mâinile de aici. Eu știu că nu știu au mâinile. Nici dacă le mai dai ceva? Eu nu, nu știu. Vă dau un oameni ăștia din oameni ăștia din regie, să spun. Da, nu mă duc eu să aduc amă două cabluri le bag la 220 pe mașină, zice ce o pe aici ca disperați, stai să vezi. N-ar fi rău. Vă mulțumesc că ai venit, -ai și că ți-ai făcut timp, mai facem. Și repet, oamenilor cărora le-a plăcut intervenția noastră să la el Știi ce mă bucur că am făcut parte din proiectul ăsta al vostru care este Da, mă, de ce nu? Și eu mă bucur că ai făcut și, și să fie mult mai mulți oameni aici, dar n-am avut timp să i sun. Că m-au luat și ăștia până pregătite. N-am fost. Nu știi că să faci treaba asta, nu? Merge mai departe cu camere, cu microfoane, cu alea? Sau rămân aici? Că rămân în podcast aici, nu e problemă.